Iată că Iașu, care e până la urmă capitala culturală a României, nu se dezminte și face aici cel mai important festival de literatură și vă spune unul care conduce, e președinte la rândul lui, a unui festival de literatură la Timișoara. It's beautiful and I think if there was not a festival like this, I would never come here. I mean, I would never discover what Iași is about. I was coming here imagining that I'm going to the very prestigious but quite small festival. I didn't expect that this is such a good, well-organized European festival, and I'm going to recommend to all of my friends from other countries. Am mai spus-o și cu altă ocazie, acum 2 ani, când am mai fost aici. Este un festival de talie internațională. Eu am văzut multe astfel de festivaluri la viața mea și în Occident și prin alte părți. E perfect comparabil cu oricare dintre ele. Probably the best festival I've ever been at or seen. It's just so wonderful. The people are great. And in spite of how great the staff is and the people organizing it and running it, the audience is amazing too, which is a big part of it. The people who come here are so passionate about this stuff, which more passionate even than I am by quite a bit, that I just think it's amazing that there's a place like this where people care that much. Das war ein sehr guten Eindruck. Das ist die erste Ausführung und ich finde es ganz toll, wenn es auch aufgebaut wird. Ja, ja, ich finde es sehr wichtig. Also ich kenne einige Festivals in Osteuropa und das ist wirklich hervorragend, wie das aufgebaut ist und junge Leute. Und ich finde auch großartig, dass es nicht in Bukarest ist, sondern hier in Iași. Und das finde ich ganz wichtig eigentlich auch. Ja. Astonished by the atmosphere, by the people, especially by the young people who are doing here this all this volunteers work, and it is absolutely touching and nice what they do for us, for the authors, and the audience, which is absolutely attentive. And so I will be happy to come again and again and again and wish all the best to your city and to the festival. I'm thrilled. I'm absolutely thrilled. This is a beautiful, beautiful space, and having almost 700 people listening to me talking about my books, it's something wonderful, really. It's been a beautiful experience. I knew that I had quite a good number of readers in Romania, but I couldn't imagine that there were so many. I just wish that I could bring all of my writer friends from America to come here to feel it, because it would be a huge education, it would be a wonderful pleasure and freeing to all of us, to see who our colleagues are here, to see readers here, to see booksellers here, to see this wonderful institution that Philid is. It's a great honor. Thanks. I visited a lot of book fairs and book festivals, and Philid is really very special. And the atmosphere is great, and I liked it here very much. This is a very fine literary festival. I'm very impressed with both the whole organization of it, and then also the curating of the program, the authors that are invited,
and the different events. And it's of course great that it is here in Yash, which is a very nice city to explore for the first time. C'est un festival merveilleux que le Philit. D'abord parce que il y a beaucoup de public, les gens sont extrêmement accueillants, très curieux de rencontrer des auteurs et des livres. Et ça, on ne voit pas ça partout. Et j'ai été extrêmement touché de cet accueil, de toutes ces rencontres et de tous ces lecteurs. Felt it was excellent, good energy, everyone was very kind, and it's a great place, a good festival. Pentru mine, Philit este fără îndoială cel mai mare festival de literatură din România, iar Noaptea Albă a Poeziei din cadrul Philitului rămâne o noapte cu totul și cu totul specială. Felicitări organizatorilor! Să te vezi în Iași cu scriitori, să vezi desfășurarea aceasta de evenimente, de seri de literatură, de oameni, scriitori pe care îi iubești, se întâlnește aici, să vezi publicul care este fantastic, întotdeauna Iașul cu asta se poate lăuda, cu niște oameni care știu ce este cultura. Este nemaipomenit. Sunt foarte, foarte bucuroasă că se continuă festivalul și că noi suntem aici și că ne putem vedea. Festival Philit is a piece of heaven, so we are enjoying it very much. The festival, the atmosphere, anything about the city. I have to say that I feel really grateful to come to Iași and to meet these people that will read this novel of mine in Romanian. That's something that I will tonight, as I put my head on the pillow, I will think about it with a heart completely full of gratitude. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la ultima seară Philit, aici la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași. Este practic ultimul eveniment al ediției a 10-a, 19-23 octombrie 2022, a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. A fost frumos și asta datorită vouă, publicului nostru. Vă mulțumim! Philit este un proiect anual organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și finanțat de Consiliul Județean Iași. Ediția de anul acesta se desfășoară sub înaltul patronaj al Comisiei Europene. Această cea de-a 10-a ediție Philit din octombrie 2022 a cuprins peste 200 de evenimente cu peste 200 de participanți. România, Armenia, Algeria, Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, Israel, Italia, Finlanda, Norvegia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii, Rwanda, Siria, Slovenia, Spania, Olanda și Statele Unite. Sper că n-am uitat nicio țară. Ei au fost invitații noștri de anul acesta și le mulțumim pentru prezență. Cred că le mulțumesc și dumneavoastră. Philit 2022 a fost posibil cu sprijinul Primăria Municipiului Iași, Inspectoratul Județean Iași, Asociația Patrimoniu pentru Comunitate, Centrul Cultural German, Alecart, Clubul Logos, Levi 9, Arcadia, Aqua Carpatica, Domeniile Sârburești și Volvo, partenerul nostru de mobilitate. Partenerul special Mobilă și aranjamentele pe care le-ați văzut, nu doar aici la Teatrul Național Vasile Alexandri, este MobExpert. Partenerii Philit au fost anul acesta Institutul Francez Iași, Cărturești, Librarium, Noir Coffee Roasters, Cuptorul Moldovencei, Biblioteca Gheorghe Asachi Iași, Palatul Copiilor Iași, Palace Mall, Casa de Cultură Mihai Ursachi, Euroed, Memorialul Ipotești, Centrul de Studii Mihai Eminescu, Norsk Oversetter Forenings, Zona Metropolitană Iași și Compania de Transport Public Iași.
NABU, WePet Foundation și Twinkle Star. Partener de ospitalitate a fost Hotel Unirea. Parteneri locali, și ei sunt importanți în logica lucrurilor, Acaju, August, Birzon, Bindu, Bistru la noi, Cafeneaua Noastră, Cafeneaua Veche, Ceramica, Cuib, Fica, Flairsent, Gist, Huna, Yasiro, Panere, Dopopoco, Petru, Retro Cafe, Tomeșil, Crafting Breweries, Teos Cafe, The Trumpet, Treaz și Nu. Editurile partenere la Filit, ediția 10-a, au fost Humanitas Fiction, editura Humanitas, Polirom, Pandora, Anansi, Beletrina, Cartier, Casa Cărții de Știință, Curtea Veche, Lebăda Neagră, Casa de Lectură, Max Blecher, Nemira, Rao, Storia Books, Univers, Velant și OMG. Merită aplauzele noastre. Mulțumesc! Partenerii media ai Filit, Observator Cultural, Press Hub, Radio Hit, Radio România Iași, Radio România Cultural, RFI România, Suplimentul de Cultură, Viva FM, Ivy Media Hub, IQ Ads, Timpul, Euronews, Wink Public Multimedia, Radio Guerilla și TVR Iași. Vestimentația a fost asigurată de Tudor Personal Tailor, un concept britanic de consiliere vestimentară și croitorie privată, serviciu sartorial made to measure implementat în România în anul 2010. Și mai vreau să mulțumesc traducătorilor și interpreților care au asigurat în toate aceste seri, și nu doar aici la Teatrul Național Vasile Alexandri, interpretariatul acestor întâlniri. Foarte important. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați ajutat cu traducerea. Acum, așa cum vă spuneam încă din prima seară, Filit, Institutul Cultural Român acordă anul acesta în premieră la Filit, în cadrul ediției cu numărul 10, un premiu pentru cea mai bună traducere a unei cărți din literatura română pentru anul 2021. Îl invit în fața dumneavoastră pe domnul Sorin Gherguț, reprezentant al Institutului Cultural Român. Bună seara! Bună seara! Sunt vocea Institutului Cultural Român în această seară. Îmi revine această onorantă misiune de a oficia decernarea premiului ICR pentru cea mai bună traducere din literatura română apărută în 2021. Și fiindcă, așa cum s-a spus, e o premieră în premieră, emoțiile sunt cu atât mai mari. Fiindcă este în drum... Pe scenă aici ar fi fost președintele ICR, Liviu Jigman, care a fost aici în primele zile de festival, dar este în drum spre Târgul Internațional de Carte de la Belgrad. Și voi citi acum mesajul pe care îl are pentru această seară. Există domenii și ocupații ai căror practicanți reușesc când și când imposibilul. Cei care o fac sunt considerați pe bună dreptate cei mai buni dintre cei mai buni și se bucură de o glorie bine meritată. Pentru traducătorii de literatură, a reuși imposibilul este cumva în fișa postului. Să faci să trăiască într-o limbă diferită, să reproduci într-o limbă diferită un organism complex, născut într-un alt habitat cultural, iar textele literare valoroase sunt asemenea unor organisme complexe, este o performanță care, mai presus de pricepere, necesită, din loc în loc, prin părțile esențiale, o stare de grație. O traducere izbutită le conferă însă vizibilitate în primul rând autoarei sau autorului operei, celor care au creat originalul. Spre deosebire de performanțele care sfidează statisticile sau gravitația în alte sfere, cele din domeniul traducerii literare tind să rămână mai degrabă discrete prin însăși natura lor. De ani bun deja, Institutul Cultural Român sprijină traducerea literaturii române în afara țării și contribuie astfel la vizibilitatea ei dincolo de granițe. Prin premiul pentru traducere acordat în premieră în acest an la Filit, ICR își propune să compenseze ceva din discreția constitutivă a breslei traducătoarelor și traducătorilor și să recompenseze reușitele cele mai notabile ale celor care au ales să se dedice literaturii scrise în limba română. Din jurul reunit de ICR pentru a alege volumul premiat au făcut parte Alina Cantacuzino, traducătoare și manager cultural, Bogdan Crețu, scriitor și critic literar, și Bogdan Ghiu, scriitor și traducător. Din o listă inițială de 60 de traduceri publicate în 2021 cu sprijinul ICR prin programul Translation and Publication Support, jurul a selectat și nominalizat următoarele volume. Vizuina luminată, jurnal de sanatoriu, de Max Blecher, traducere de Inger Johansson, editura Holström, text und Kultur, Suedia.
Antologie de poezie de Mircea Cărtărescu, traducere de Mariano Ochoa de Eribe și Eta Hrubaru, editura editorial Impedimenta din Spania. Solenoid de Mircea Cărtărescu, traducere de Bruno Mazzoni, editura El Saggiatore din Italia, Cartea numerilor de Florina Ilis, traducere în limba franceză de Marilil Nir, edition de Sirt, Elveția, Vara în care mama a avut ochii verzi, de Tatiana Țâbulac, traducere de Fernando Clabin, editura Mundareu din Brazilia, antologie de poezie română contemporană de Helmut Zeiler, coordonator și traducător, publicată la ediția Noa Kund Block în Germania. Criteriile de selecție a titlului premiat au fost impactul apariției, portofoliul traducătorului, relevanța cărții și dificultatea traducerii, receptarea și ecoul în rândul publicului larg. Și voi da citire acum motivației juriului. Juriul a decis să acorde premiul cărții Antologie de poezie, Poezia esențial de Mircea Cărtărescu, traducere în limba spaniolă de Marian Ángeles Ochoa de Eribe și Eta Hrubaru, de la editorial Impedimenta din Spania, din motive obiective și măsurabile. E vorba de o poveste de succes multiplu, un scriitor român care are parte de o recunoaștere extraordinară în spațiul hispanic, european și sud-american, de o receptare excelentă în presă, de premii notori. Așa se explică faptul că o selecție din poezia lui Mircea Cărtărescu apare la o editură foarte importantă, într-un tiraj generos pentru un volum de poezie, 3.000 de exemplare, în traducerea unor specialiști incontestabili. Prin urmare, e vorba de succesul unui scriitor român într-o comunitate uriașă de cititori, de succesul unor traducătoare profesioniste și, în ultimul rând, de succesul unui program instituțional al ICR de susținerea literaturii autohtone. Fără niciuna dintre aceste trei părți implicate, o reușită la acest nivel nu ar fi fost posibilă. Și vreau să-i mai mulțumesc de la distanță și artistului vizual Mihai Zgondoiu, cel care a realizat trofele care vor fi înmânate acum celor două laureate, pe care cred că le putem invita. Le invităm în scenă, în aplauzele dumneavoastră. Bună seara! Bine, sunt extrem de emoționată, nici nu știu ce trebuie să fac. În primul rând vreau să spun mulțumesc juriului care a apreciat traducerea noastră și eu am venit... Bine, înainte vreau să amintesc pe colegii mei, ceilalți traducători care sunt pe lista scurtă, oricare dintre ei ar fi putut câștiga acest premiu, pentru că ne cunoaștem și sunt niște oameni minunați, niște traducători excelenți. Deci acest premiu este și pentru ei. Eu am venit în România în 93 și am trăit 4 ani de zile la Constanța cu doamna Hrubaru, care mi-a fost colega la facultate. Ea mi-a învățat limba, mi-a învățat foarte multe lucruri despre această țară minunată și pentru mine este extrem emoționant faptul că primesc acest premiu împreună cu ea, pentru că noi colaboram la toate traducerile mele, dar de data asta chiar că am lucrat foarte tare și... da. Și e foarte important pentru mine să fie și ea pe coperta cărții și să se bucure și un succes extrem de meritat. Nu am crezut niciodată că o să ajung pe scena teatrului din Iași, dar eu traduc pentru că îmi place foarte mult și pentru că, într-un fel, am primit foarte mult din partea României și traducerea, faptul de a traduce și de a deschide altă fereastră dinspre România, spre lume, mai ales spre lumea ispanică, este felul meu de a spune că vă iubesc foarte mult, că sunteți o țară minunată, respectabilă și asta e. La microfon. Dragă Marian, mi-ai schimbat discursul pe care l-am construit de trepte până aici, pentru că i-ai dat o întorsătură emoțională. Da, sunt la fel de emoționată și datorită vorbelor anterioare,
pe care credeam că le ține secrete, dar sunt emoționată că am fost profesoară toată viața și mă trezesc în această sală pe care o cunosc din tinerețele fragede. Sunt în această sală să iau un premiu pentru un volum de poezie la care am lucrat cu toată pasiunea mea de profesoară și de limbă. Și cred că este un premiu pe care îl merită protagoniștii care au deschis ferestrele literaturii române pentru spațiul hispanic, pe unul aveți aici, dar acolo sunt trei persoane care constituie un triunghi forte și Mircea Cărtărescu, Mariano Ochoa de Eribe și editorul Enrique Rebel, care pentru expunerea în public a poeziei lui un atâta talent, atâta pasiune, dar este și ceva minunat acolo, o coincidență pe care ne străduim uneori să o explicăm. Că a fost o întâlnire fericită pentru literatura română. Consider că acest premiu este premiu acordat poeziei române cu tot ceea ce face ea pentru limba română și cu tot ceea ce face ea pentru cei care vorbesc limba română. Și eu cred că este la fel de importantă, important premiu, că de el vorbeam, dar vorbeam, mă gândeam la poezie, aduce un serviciu imens și limbii în care este tradusă. N-am spus asta niciodată în fața lui Marian, dar am explicat niște concepte lingvistice, că eu sunt lingvist, cu multe exemple din frământările noastre la traducere, și sunt sigură că limba spaniolă se va simți puțin măcar îmbogățită din ceea ce între noi, în jargonul nostru, se numește pontificare. E un cuvânt interzis, pentru că nu există. Dar dacă ajung, și atunci când am discutat prima dată, ea mi-a spus, vreau să fac un pontif pentru limba spaniolă. Nu se înțelege ce este. Numai noi îl explicăm, îl păstrăm pentru noi deocamdată. Oricum, mulțumesc și eu, Marian, public, pentru ce faci tu pentru literatura română, nu numai prin traduceri, dar prin atenția pe care ai atras-o din partea lumii hispanice către o literatură care se scrie aici. O literatură de care eu nu mai am multă vreme, dar sunt din ce în ce mai îndrăgostită și vorbesc despre ea atât de mult cât pot. Mulțumim! Mulțumim. Felicitări! Cea mai bună traducere a anului 2021, premiu oferit de Institutul Cultural Român, trofeele semnate de artistul Mihnea Zgondoiu. Mulțumim foarte mult, doamnelor, pentru cuvintele dumneavoastră. E frumoasă expresia să deschizi ferestrele unei literaturi. O să o țin minte. Și sperăm să o ținem minte și să vorbim despre ea în fiecare an. Institutul Cultural Român sper că va continua acest premiu aici la Filit. Doamnelor și domnilor, din nou premii și un premiu foarte îndrăgit aici la Iași, mai ales de o anumită categorie de vârstă. E vorba de premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2021. E un premiu care strânește foarte multă pasiune. Nominalizările de anul acesta au fost Ioșca de Cristian Fulaș, Un nor în formă de cămilă de Alina Nelega, Mă găsești când vrei de Lavinia Braniște, August de Elena Vlădăreanu, Multă forță și un dram de gingășie de Andrei Dosa. Îi invit acum în fața dumneavoastră pe reprezentanții acestor tineri, vă rugăm să poftiți, și pe profesorii lor. Coordonator, profesor Lucian Antoci, inspector școlar, da, merită aplauze, mulțumesc. Profesor Luciana Antoci, inspector școlar general, profesor Mihaela Petroae, profesor Mihai Cezar Zaharia, inspector școlar limba și literatura română. Echipele de jurizare au fost coordonate de profesor Luminița Agache, profesor Liliana Balan, profesor Cristina Ciprian, profesor Nicu Crăciun, profesor Mihaela Doboș, profesor Monica Iosub, profesor Claudia Lefter, profesor Elena Mănucă, profesor Ștefănica Țugui, profesor Lavinia Ungureanu, și prezentarea aparține doamnei Luciana Antoci, inspector școlar general. La microfon, doamna inspector.
Doamnelor și domnilor, dragi colegi profesori, dragi elevi, iată-ne la cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere, care a reunit și în această toamnă, la Iași, profesioniști ai cărții, fie ei scriitori, traducători, editori de carte, librari, critici literari sau jurnaliști culturali. Și în această toamnă, festivalul s-a validat ca fiind un eveniment de anvergură, nu doar prin ceea ce înseamnă complexitatea agendei evenimentelor, ci și prin numărul mare și prestigiul invitaților, evident, prin ceea ce înseamnă practic evenimentele de organizare din culise și parteneriatele care s-au stabilit acolo, după cum anvergura evenimentului este dată și de publicul foarte variat căruia i se adresează acest eveniment. Încă de la prima ediție, Filit a decupat în programul său un segment foarte important dedicat școlii eșene preuniversitare. În acest segment se regăsesc câteva evenimente semnificative, dintre care aș aminti în primul rând scriitori printre liceeni, un demers care a adus și în acest an 34 de scriitori față în față cu elevi și profesori din 18 licee și colegii din municipiul Iași, dar și din județ, respectiv din Târgu Frumos și din Pașcani. Un eveniment special pentru că reușește să coboare scriitorii din lumea cărților printre elevi, să spargă cumva granițele și, evident, să conducă alături de profesori masa de cititori tineri către ceea ce înseamnă un ritual, un ceremonial al inițierii în lectură, dar și în magia Filit. Un alt eveniment semnificativ din agenda școlii eșene Filit este reprezentat de întâlnirea dintre traducători și profesori, respectiv elevi, eveniment care în acest an s-a desfășurat la Colegiul Național Costache Negruții și a încercat să găsească și probabil că a și identificat o zonă de confluență între spiritul Filit și spiritul negruțist, așa cum ne-au mărturisit colegii noștri de acolo, loc în care traducători profesioniști au prezentat elevilor rigorile cu care se confruntă în procesul foarte delicat, subtil de altfel, de transfer al cărții din zona limitată a contextului lingvistic nativ către ceea ce înseamnă marea cultură europeană sau universală. Fascinant și seducător este și evenimentul Casa Copilăriei. A fost reactivat în acest an după o pauză impusă de criza pandemică și a adus în prim plan niște întâlniri care au impresionat prin noutate, prin inedit. Practic, în cele 5 zile Filit, la Palatul Copiilor, scriitorii s-au întâlnit cu public tânăr și foarte tânăr, prezentând câte un volum din colecția interesant intitulată Creangă 2.0, iată cu o rezonanță aproape digitalizată, o colecție ce reunește, spuneam, 5 continuări ale unor povești ale lui Creangă. Și ca să vă puteți face o idee, vă voi spune că, de pildă, primul dintre aceste volume este o continuare a poveștii Capra cu trei iezi, scrisă de Matei Vișniec. Însă, dintre toate evenimentele pe care școala eșeană le găzduiește cu acest prilej, probabil cel pe care îl vom invoca în mod special în această seară este premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2021 de data aceasta, un eveniment care se bucură deopotrivă de aprecierea elevilor, a profesorilor, a publicului, dar și a scriitorilor. Intră în competiție în fiecare an câte 5 volume. Elevii, sub îndrumarea colegilor noștri profesori de limbă și literatură română, citesc, recitesc, analizează, deconstruiesc textul și reconstruiesc sensurile, în așa fel încât, la final, decid, acordă note și stabilesc o ierarhie. Cum s-a desfășurat demersul în acest an, vă vor povesti elevele noastre, Justina și Maria,
care vor aduce date din culisele acestui demers și vor enunța și argumentele care au stat la baza alegerii celei mai îndrăgite cărți pentru anul editorial 2021. Justina Suciu, Colegiul Național Mihai Eminescu, Iași, impresii generale despre lectură. Bună seara tuturor, publicului și organizatorilor. Am deosebită plăcere de a participa la decernarea Premiului Licenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2021, în cadrul ediției a 10-a Festivalului Filid, ce reprezintă o emblemă a culturii și a literaturii la nivel internațional. Am citit cu drag cele 5 cărți propuse pentru concurs și am învățat ce înseamnă iubirea, tăcerea, fericirea, destrămarea unor relații, familia și am fost martora unei călătorii în adevăratul sens al cuvântului, prin istorie, cu fețele ei pe care le numim trecut, prezent și viitor. Iar atunci când acestea se răsfrâng în noi, se numesc inefabil cântece ale vârstelor, articulând viziuni estetice diferite, cu înțelesuri profunde, cu roluri și personaje inedite. La finalul călătoriei, aceste 5 universuri ficționale și-au găsit ecou în lumea mea deschisă metamorfozelor lăuntrice. Multă forță și un dram de gingășie de Andrei Dosa este un roman realizat în formula autoreferențială, ce surprinde procesul de maturizare de la adolescență la maturitate, prietenii și conflicte, tipologii de personaje atent construite. Citind această carte, m-am identificat adeseori cu protagonistul, reînviind amintirea proprii pierdute în străfundul propriei mele minți. Autorul recompune vizionar adolescența, acel timp interior cu provocări la nivel ontologic, oferind totodată o analiză fidelă a spațiului transilvanean. Un nor în formă de cămilă, de Alina Nelega, este cartea care evidențiază cu o luciditate exacerbată lupta nemiloasă care se desfășoară în spatele cortinelor, ambițiile, compromisurile, jocul de putere dintre actor și regizor, un loc unde teatrul se întrepătrunde cu realitatea, iar rolul jucat cu viața. Lumea teatrului este dezbrăcată sub ochii cititorului de orice ideal, iluzie și așteptare, unde sistemul și renumele dictează. De cealaltă parte, înstrăinarea, suferința, disperarea, măcinarea constantă, lipsa de empatie, sentimentele de ostilitate și dorința de răzvrătire caracterizează relația dintre mamă și fiu. Aici iubirea este manifestată prin manipulare, control, neputință și egoism, iar în fiu se oglindește eșecul mamei. Cele 10 proze scurte din cartea Augusta a Elenei Vlădăreanu prezintă vacanța ca un prilej eșuat de evadare din problemele apăsătoare și situațiile ignorate, un mod temporar de eliberare a tensiunilor, care dimpotrivă nu face altceva decât să le adâncească, transformându-le într-un izvor de nemulțumiri și frustrări, care iau diferite forme. Textele prezintă situații amuzante, dar și povestiri ce se termină tragic, cu personaje ce le simt un gol lăuntric provocat de lipsa afectivității și a suportului celuilalt. Am simțit această lectură ca pe un îndemn subtil spre acceptarea, conștientizarea și rezolvarea problemelor, o încurajare spre a înfrunta aspectele imperfecte pe care dorim să le evităm cu orice preț, chiar dacă fac parte din noi și din realitatea noastră. În cartea Laviniei Braniște, Mă găsești când vrei, protagonista este prezentată în incipit ca o persoană competitivă, cu potențial în perioada liceului, care eșuează însă ulterior atât pe plan afectiv cât și pe plan profesional. Relația dintre părinții ei este disfuncțională, aceștia sunt blocați într-o căsătorie nefericită, marcată de criza vârstei. Apropiată mai mult de tatăl infidel, protagonista încearcă să le salveze relația, însă realizează că îi cunoaște mult prea puțin pentru a o face. În romanul Ioșca de Cristian Fulaș, acțiunea se desfășoară predominant într-o vale izolată de lume, unde timpul devine mitic, unde libertatea este înțeleasă diferit și liniștea este adevărata fericire. Autorul creează un univers în care sunt evidențiate simplitatea trăirii și adevărata profunzime a relațiilor autentice. Ioșca dă coerență acestui univers, reprezintă temelia, fără de care valea și-ar pierde farmecul. Povestea înduioșătoare de dragoste cu sfârșit tragic nu este exprimată prin cuvinte neînsemnate, ci anulează esența trăirii, ci prin tăcere, ce amplifică iubirea dintre protagonist și femeia de care este îndrăgostit. Voi încheia cu un citat care m-a impresionat. Ceva de început de lume, ce nu trebuia și nici nu putea fi spus, o formă a adevărului de dinainte de adevăr, o formă a nemuririi, în fond, pentru că lucrurile care nu se spun nu mor niciodată și doar cuvintele au puterea năucitoare de a ucide ființele și lucrurile, de a le șterge din lume și a le face să fie uitate. Astfel, în numele tuturor celor care au călătorit în lumea aceasta magică,
mică. Vă mulțumim că ne-ați prelejuit această experiență lectorială complexă și că ne-ați oferit un strop din înțelesurile tăinuite ale existenței. Aștept cu nerăbdare ediția 11-a Festivalului Filit. Mulțumesc frumos! Bună seara! Pentru că sunt pe o scenă, chiar într-un teatru, am sentimentul că am șansa să joc într-o piesă cu câteva sute de spectatori, la care se adaugă poate cei care ne privesc de acasă. Este, mărturisesc, un fel de continuare fericită a unei cărți pe care am citit-o și am simțit-o la maximă intensitate. O carte care m-a făcut să-mi pun foarte multe întrebări. Majoritatea începând cu ce-ar fi dacă, dar și să mă plasez în imaginație, în tot felul de scenarii însuflețite de personajele cărora autorul sau autoarea le-a dat viață. Am citit-o cu sufletul la gură, ca un martor clandestin la niște vieți care pot deveni în orice clip ale noastre, atât de reale mi s-au părut. Cartea care m-a făcut să reflectez asupra a tot ce v-am împărtășit până acum mi-a schimbat perspectiva nu numai asupra mecanismelor din spatele scrierii unui roman, ci și asupra procesului de lectură, fiindcă se situează la granița dintre joc teatral și literatură. Prin descrieri ample și subtile, prin dialoguri vii, de multe ori dureroase, printr-o narațiune curgătoare și amăgitoare, cartea îi oferă cititorului instrumente pentru a-și crea în minte decor, portrete umane, elemente ale atmosferei și, în același timp, porți deschise către mințile personajelor, către amintirile lor, și către lucrurile pe care nu îndrăznesc să le scoată la suprafață. Este vorba, v-ați dat seama, despre volumul Un nor în formă de cămilă, de Alina Nelega. Dincolo de calitatea de roman psihologic extraordinar, explorând mintea umană și subtilitățile funcționării ei, cartea problematizează subiecte sensibile într-un mod curajos și lipsit de cosmetizare, lăsând o impresie tulburătoare de verosimilitate. Aceleași situații sunt privite de cei doi naratori prin lentilele unei suferințe comune, deși prin ochi atât de diferiți, capturând sau captivând cititorul într-o plasă narrativă ce se țese pe nesimțite. Firele epice și jocul nodurilor dintre ele te pun în situația de a trece când de o parte, când de alta, fără a exista o cale de mijloc echilibrată în interpretarea relației tumultoase dintre mamă și fiu, apropiați prin legătura de sânge, și coexistența în lumea teatrului și despărțiți totodată de zidul imobil până într-un punct al problemelor pe care amândoi refuză să le recunoască. Am simțit că Alina Nelega întrupează, prin acest roman, ideea lui Nichita Stănescu, cum că scriitorul este un cititor care citește pe cititori. Vă mulțumim că ne-ați citit atât de omenește! Maria Alexandra Sârg, de la Colegiul Național Costache Negruții din Iași. Doamna inspector? O invităm în scenă pe câștigătoare, bineînțeles. Câștigătoarea este Alina Nelega, autoarea romanului Un nor în formă de cămilă. Un roman fascinant, seducător prin discurs. Haideți. Un roman, spuneam, care recompune în notă postmodernistă tragedia lui Hamlet, dar regăsim acolo și reflexe ale freudianului complex al lui Oedip, într-un discurs seducător, spuneam, și pentru elevi, dar și pentru cititorul foarte experimentat. Așadar, diplomă de excelență se acordă doamnei Alina Nelega, în semn de recunoaștere a valorii literare și a originalității romanului Un nor în formă de cămilă, distins cu premiul întâi pentru impactul lectorial, polifonia mesajului și arhitectura operei în cadrul concursului Premiul Liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte apărută în 2021, eveniment desfășurat în contextul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași. Felicitări! Acum eu vorbesc, nu? Trebuie să vorbesc. Bună seara!
Da, nu mi-am propus să fiu emoționată, dar să știți că n-am mai luat premiul întâi din clasa noua. Și asta m-a trimis așa în spate, pe vremea când, liceană fiind, citeam cu atâta fervoare, pasiune, inocență și mult discernământ, deși nu cu foarte mult simț critic. Adică nu citeam decât cărțile care aveau legătură cu mine. Pe celelalte, oricui ar fi aparținut, chiar și autorilor de din manual, așa le frunzăream, așa le citeam oarecum transversal, așa cum am învățat să o fac mai târziu în timpul facultății, căci noi așa am terminat ceea ce noi numeam atunci la Cluj Facultatea de Citire. Deci da, am citit foarte mult, am ajuns și să scriu până la urmă, dar să știți că mi-am pregătit foarte multe discursuri, ăsta nu l-am pregătit. Cred că e mai bine să improvizez. Știți ce mi-a trecut prin cap, așa văzând sala asta a Teatrului Național din Iași? Am avut așa un flashback de acum 20 de ani, când într-un festival de teatru vorbeam cu Iosif Naghiu, de care poate mulți dintre dumneavoastră n-ați auzit, dar care a fost un dramaturg important și unul dintre cei mai puțin ideologizați dramaturgi din vremea comunismului. Și Ioșca, așa îi spuneam, ce coincidență, da, e vorba de un alt Ioșca, îmi spunea, voi ăștia tinerii, atunci eram și eu tânără, nu o să știți niciodată cum e să te aplaude o sală întreagă de sute de oameni, textele voastre se pun în spații mici, voi trebuie să împărțiți aplauzele cu actorii, cu regizorul, cu așa, și acum dacă ești acolo undeva, Ioșca Naghiu, uită-te la mine, sunt singură pe scenă într-un teatru. Da, mă bucur mult, mă bucur mult. A fost o surpriză extraordinară acest premiu și o mare, mare bucurie. În primul rând pentru că știu cărțile nominalizate, sunt cărți formidabile, adică Ioșca este un roman care face valuri, nu numai în România, e foarte, foarte prizat și în traducere și în original. Cartea La Vinei Braniște tocmai a luat un premiu important, premiul Sofia Nădejde, l-am luat și eu anul trecut pentru romanul ăsta, dar oricum e o carte minunată. Am citit cartea Elenei Vlădăreanu încă anul trecut și e senzațională, dacă n-ați citit-o. Sunt 10 povestiri de o calitate extraordinară. Se vede că e poetă. Fiecare cuvânt este pus acolo unde trebuie, nimic nu e în plus. Și cartea lui Dosa, care este într-adevăr plină de forță și de gingășie. Deci în toată această panoplie de nominalizați, nu numai că sunt bucuroasă, adică sunt și bucuroasă că eu n-aș fi știut cui să dau premiu, să știți. Deci mi se par așa de formidabile cărțile, mă rog, nu-i vorba de-a mea, că na, sfârșit. Cred că sunt norocoasă. Cred că sunt norocoasă pentru că dacă e așa cum era pe vremea când eu citeam și textele au legătură cu cititorii, atunci am avut în Iași și printre liceeni, am avut niște cititori care nu s-au sfiat să accepte provocarea acestui roman, acestei cărți. Mai știu ce să zic. Na. Mulțumim! Felicitări, Alina Lelega! Da, nu mai vreau să vorbesc, că am înțeles că nu trebuie să vorbesc prea mult, oricum. Da, cred că știu mai bine decât vorbesc, dar totuși aș mai vrea să zic o propoziție. Sunt onorată de acest premiu și îl accept cu foarte mare bucurie. Felicitări! Felicitări, Maria Alexandra, felicitări, Justina. Mulțumim mult, doamna inspector școlar general Luciana Antoci. Premiul liceenilor e greu de ales, dar ei aleg bine de fiecare dată și în fiecare an. Mulțumim încă o dată, felicitări, Alina Nelega.
Eu voi fi foarte scurt, e foarte greu să-i prezinți pe invitații ultimei seri Philit. Am un mare noroc, că nu trebuie să vorbesc mult în minutele ce urmează. Tema e grea și e la zi, filozofie și literatură în vreme de război. Și m-am amintit despre Platon, care spunea că doar morții văd sfârșitul unui război. Poate ar trebui spus despre domnul profesor Alexandru Călinescu pentru invitații străini. Noi eșeni îl știm foarte bine. Este istoric și critic literar, publicist, profesor de literatură franceză de la Facultatea de Litere a Universității din Iași. În anii comunismului a fost interzis în lumea literară. Alexandru Călinescu a făcut parte din grupul de la Iași, prima mișcare locală care s-a opus regimului comunist. Cea mai bună descriere de cea pe care și-o fac cei doi, sunt buni prieteni, bineînțeles, Andrei Pleșu și Alexandru Călinescu, de-a lungul timpului. E câte o propoziție. În firea lui Alexandru Călinescu, rigoarea și cordialitatea conviețuiesc confortabil. Știe multe, ceea ce nu l-a făcut să-și piardă umorul și grația, spunea Andrei Pleșu despre Alexandru Călinescu. Iar la decenarea unui titlu de doctor honoris causa, în 2010, la Universitatea de Arte George Enescu, a fost primul laudatio pe care l-a făcut profesorul Alexandru Călinescu. El spunea, citez, domnule Pleșu, dacă ar fi să vă atribui un cuvânt care să vă caracterizeze, acela ar fi nestatornicia. Sunteți nestatornic în nestatornicia dumneavoastră, fiindcă ați avut curajul de a trăi normal într-o lume anormală. Gazda acestei serii e colega mea Mirela Năgâț, jurnalistă culturală, care realizează aproape de 10 ani emisiunea Cultura, devenită un brand al televiziunii publice. Este Chevalier des Ordres de Lettres, decorată de statul francez în 2021, iar ultimii ani au adus pentru Mirela o adâncire în literatură. Ea finalizează acum un doctorat la Facultatea de Litere din București și comentează actualitatea literară. O puteți citi în rubrica din revista Apostrof, coordonată de Marta Petreu la Cluj. Gata. Ultima seară, Philit, Andrei Pleșu și Alexandru Călinescu. În aplauzele dumneavoastră. Bună seara, Mirela Năgâț. Bună seara, domnilor și domnilor! Mă bucur să fim împreună și sunt onorată de compania domnilor Andrei Pleșu și Alexandru Călinescu. Pregătind această întâlnire, am avut un telefon scurt cu domnul Pleșu, care era îngrijorat că o să intrăm în analize literare, pe text, serioase, rând cu rând. I-am explicat că nu, l-am liniștit, dar câteva exemple tot nu o să putem să nu dăm. Neliniștiți sunt oricum. Mai întâi voiam să începem cu o întrebare generală de context. Dacă să discuți literatură în timp de război e la rigoare indecent sau dacă acesta e de fapt rolul literaturii, să depună mărturie, să provoace reflecție? Da. Dacă aveți curiozitatea să luați un dicționar cronologic al literaturii române sau literaturii franceze și vă uitați la ce cărți au apărut în timpul primului război mondial și în timpul celui de-al doilea război mondial, veți avea mari surprize. S-a scris, s-a tipărit foarte mult. În Franța, e acei ani de război, care au fost și ani de ocupație în plus, au fost ani printre cei mai rodnici pentru cultura franceză. În mod paradoxal, atunci au fost, spre exemplu, jucate piese de Sartre, Ușe închise, Muștele, Montherlant, Giraudoux, Anouilh, a apărut Străinului Camus, a fost o perioadă extraordinară pentru film, pentru cinematografia franceză. Tandemul Prévert-Carné,
Cocteau de la Noix, Clouzot, absolut extraordinar. Și aș vrea să citez, să amintesc o carte pe care am citit-o mai demult, dar pe care o recitesc periodic și, mă rog, pot să o recitesc mai ușor, fiindcă e vorba de un jurnal și pot să o citesc și pe sărite, fiind un jurnal. E vorba de extraordinarul jurnal al lui Ernst Jünger, jurnalul parizian. Jünger era la Paris atunci, reprezentant al forțelor de ocupație și se întâlnește cu scriitori, cu artiști și în același timp e un efect de contrast extraordinar, fiindcă el merge în permisie să-și vadă familia care stă pe undeva pe lângă Hanovra și vede cum distrugerile îngrozitoare se înmulțesc, Hanovra e redusă la ruine la un moment dat, merge într-un rând și în Rusia, într-o misiune, de fapt în Ucraina și în Caucaz și acolo atrocități îngrozitoare de care ia cunoștință și în Paris, miracol, în Paris ca și cum nu s-ar întâmpla nimic. Deci viața intelectuală acolo a continuat. Bun. Sigur, poate e un exemplu extrem, un exemplu limită, dar iată că se poate. N-ai zice, dar se poate. Da, și eu sunt de părere că războiul nu suspendă cu totul componentele curente ale vieții. Scriitorii continuă să scrie, îndrăgostiții continuă să fie îndrăgostiți. Mâncăcioșii continuă cât se poate să mănânce. Poți asculta muzică, poți visa. Deci nu se pune problema să fie indecent să scrii și chiar să scrii despre război. Dacă scrii despre război... Să discuți. Să discuți despre război în termenii unei viclene apologie a războiului, cu diverse motivații, atunci, da, putem începe să discutăm etica acestui tip de discurs. Dar nu e întotdeauna cazul. Ba mai mult, există și exemple care se pot da de cazuri în care războiul a jucat în mod paradoxal un rol formativ în viața unor oameni sau le-a dat ocazia să-și desfășoare partea lor bună. A apărut o carte acum câțiva ani, de care n-am știut, am aflat târziu, a unei scriitoare din America, nu vă mai spun numele, că tot nu o ține minte, și mi l-am scris aici. Spuneți-l totuși. Kimberly Brubaker Bradley. E o doamnă care... mă iertați dacă știți și eu sunt. Dar ea este o carte care se cheamă Războiul care mi-a salvat viața. E vorba de un episod din timpul războiului în care o fetiță care are un handicap la unul din picioare, în momentul în care se evacuează orașul, ea e lăsată acasă împreună cu fratele ei și o preia o doamnă de la o fermă de provincie. Și asta o transformă în altcineva, o face să-și asume și problema ei biologică, dar în orice caz o face să se deschidă spre lume într-un fel pe care nu-l sperase. Și ținea minte războiul ca fiind marea ocazie a vieții. Ca să nu mai vorbim că în război se manifestă și se nasc eroi, că în război apare și un caz celebru, cum e acela al medicului, al ofițerului german care a salvat, fiind nazist, Schindler, a salvat evrei și așa mai departe. Războiul poate scoate din fiecare ceea ce e mai rău sau mai bun în el. Deci a-l transforma într-un criteriu geometric. Nu-i frumos să vorbești de război, e rău să... E riscant. Lucrurile sunt complicate și de-aia stăm de vorba aici, că altfel
v-am mai salutat scurt și ne putem retrage spunând că războiul e rău. De la bun început, cred că interesează relația literaturii cu memoria când vine vorba de un episod traumatic și de război. Pentru că literatura, e evident că fixează altfel umanul când vine vorba de traumă și are și alt impact asupra memoriei colective. Nu numai literatura, arta. Nu știu cine a zis. N-am notat ca tine în casă. Pentru că încă ai încredere în memoria ta, eu nu mai am. A zis cineva că singurul învingător al războiului din 1812, scuzați, a fost Tchaikovsky. E foarte frumoasă butada. Adică, sigur, iată cultura care se ridică deasupra ororilor războiului și care perpetuează într-un mod frumos, spiritual, nu cultural, un eveniment tragic. Nu, mă gândesc de pildă că bătălia de la Waterloo poate o știm mai bine de la Stendhal decât din nu știu ce document istoric. Bineînțeles, sigur. Și atâția scriitori care au vorbit despre războaie, scris despre ei, care s-au implicat uneori. Junger, pe care îl menționam mai înainte, a fost combatant în primul război mondial, a scris o carte celebră, Vijelii de oțel, mă rog, Furtun de oțel, care făcea parte, în paranteză, fie spus, din biblioteca lui Ștefan Gheorghe Diu când era pe front. Da, se citește și pe front. Da, există și, cum să spun, reacții paradoxale la realitatea războiului. Mi-am adus aminte de un pasaj din memoriile lui Argetoianu, marele nostru politician, care prelua o temă dintr-un spațiu german, Der lustige Krieg, războiul vesel. Pentru că pe unii i-a putut distra, era o provocare, era un fel infantil, dar să pune în vedere, sau în orice caz, era și o scenă plină de paradoxuri. Domnule Preșu, vă rog să țineți un pic microfonul mai aproape. Mă scuzați. Ați auzit ce am spus? Mă scuzați. Nu era nimic important. Da, deci nu putem evacua războiul din peisajul istoriei omenești și nu îl putem nici clasa în termen de alb negru. E ca toate realitățile omenești o complicație. Apropo de viziunea mai ludică, a fost un film, cei din generația noastră l-au văzut atunci, din 1965, a lui René Clair, care a fost turnat în România, de altfel se chema Sărbările Galante. Da. Și războiul în dantele și menuet foarte, un film foarte drăguț, mă rog, că René Clair era atunci în vârstă, nu, n-a avut filmul ecoul pe care poate îl merita. Bun, dar acum, domnule Călinescu, că aminteați înainte de combatanți, de Junger, noi avem niște piese grele când vine vorba de literatura războiului și mai ales când vine vorba de primul război mondial. M-am și gândit că parcă mai multe opere, bine, extraordinare sau marcante decât în cazul celui de-al doilea război mondial în literatura noastră. Și mă gândesc la ce se gândește toată lumea, nu? Camil Petrescu, Cezar Petrescu, Rebreanu, Pădurea Spânzuraților. Eu aș adăuga-o și pe Hortensia Papadat-Bengescu cu Balaurul din 1923, cu experiența ei de infirmieră voluntară la Crucea Roșie, o altfel de perspectivă asupra suferinței răniților. Balaurul era trenul răniților, trenul suferinței.
Și mă gândesc că în toate aceste opere sunt câteva experiențe și repere care revin. Odată, criza conștiințelor. Avem, slavă Domnului, Gheorghe Diu, Bologa în felul lor. Apoi, substratul acesta politic, al incompetenței, al corupției, revine frecvent. De fapt, războiul e posibil sau e oribil pentru că se petrece pe fondul acesta politic veros. Primul război mondial a fost un șoc îngrozitor, a fost un masacru groaznic. Selin, nu? Martor al acelui masacru l-a înfățișat în romane excepționale și a și spus el că despre primul război mondial că a fost un abator internațional cuprins de demență, ceva în genul ăsta. Am spus Selin, deci am spus un nume uriaș, scriitor care a scris despre primul război mondial. Sunt mulți alții în Franța, cel puțin, și în alte literaturi. Dar și iarăși, aici, un fapt paradoxal. Imediat după terminarea războiului, primul premiu Goncourt care s-a dat în timpul războiului, nu s-a mai acordat, firește, a fost acordat lui Proust pentru La umbra fetelor în floare, 6 voturi contra 4, rivalul fiind cine? Fiind un scriitor onorabil, Roland Orgeles, care avea o carte despre primul război. Despre primul război, o mărturie foarte puternică, Crucile de lemn se cheamă cartea. Iată că jurul n-a mers pe... Era o saturare. Da, nu, da, bine, a fost o poveste întreagă, a fost și practic un scandal literar atunci, că nu a luat Dorjele și a luat Proust, dar mi se pare simptomatic pentru modul în care, iată, literatura poate trece dincolo de ororile imediate. Eu mi-aduc aminte acum, apropo de primul război mondial, de o carte excelentă a lui Stefan Zweig, în care se arată în ce moment bun era Europa la sfârșitul secolului XIX. Europa ajunsese într-un episod de maturitate, de stabilitate, de cordialitate aproape planetară și brusc a izbucnit războiul. Și Europa a căzut atunci pentru prima oară într-un mod absolut inadmisibil și inexplicabil. Noi uităm uneori, ați vorbit de memorie. Sigur, e importantă memoria războiului și avem nenumărate documente literare sau documentare istorice în care ni se amintesc detalii. Și detaliile glorioase și detaliile scandaloase. Eu aș, fiindcă prietenul meu vechi și admirabil Sandu Călinescu e cu literatura, eu mi-aduc și eu aminte de meseria mea mai veche, de istoria artei, și am să spun că am găsit un episod, apropo de uitare și de memorie, care m-a impresionat foarte mult și care spune mult despre dimensiunea uitării care se adaugă memoriei și pe care noi în România o avem foarte activă. Episodul pe care l-am redescoperit a fost cercetând pictura lui Nicolae Grigorescu. Și am găsit într-o carte celebră în epoca lui Jules Michelet, de secolul XIX, despre principatele danubiene, în care povestește o ședință care a avut loc în 1848, era o comisie care discuta o posibilă reformă agrară și erau și țărani și boieri și de toate. Și doi țărani au luat cuvântul și au spus în ce hal trăiesc. Au reclamat
nenumărate nereguli. Și după ce au terminat, s-a sculat un boier la Hovari, care a spus, domnii mei, să uităm. S-au întâmplat multe lucruri nu în regulă înainte, dar nu toate erau ilegale și sperăm că nu se vor mai întâmpla. Eu mă așteptam ca în clipa aia țăranii care vorbiseră extrem de vehement să spună, pe nu, domne, cum să uităm? Le-am trăit pe pielea noastră. Ei bine, ăia care au fost cei mai vehemenți au spus pe loc să uităm. Să uităm și dacă ne pică și nouă ceva din reforma asta, atunci chiar că nu e o problemă să uităm. De ce am picat pe acest pasaj studiindu-l pe Nicolae Grigorescu? Cum știți, el a fost un pictor activ de război. Atacul de la Smârdan, nenumărate lucrări foarte realiste despre conflictul direct, pe câmpul de luptă. Dar pe mine m-a frapat o lucrare din aceea serie de picturi de război, care e la Galeria Națională, se cheamă Roșiorul. E un soldat în uniformă, călare pe cal, care admira apusul, frontul e în spate. Adică este pur și simplu un fel de a spune, domne, mai important e un peisaj frumos decât tot în bârligătura din spate. Și el stă contemplativ, filozofic și contemplă apusul, imobil, și acest tip de uitare explică într-un fel ceea ce istoricii de artă numesc pentru secolul XIX românesc idilismul unei anumite picturi românești. Grigorescu spune la un moment dat, Oscar Walter Cize, care e unul din fondatorii criticii noastre moderne de artă, spune și vitele din peisajele cu care cu boia lui Grigorescu au ceva de floricele. E o atmosferă florală în general, totul pare în ordine, totul e grațios, drăgălaș, ii frumoase, nu știu ce, priviri bovine, agreabile, toate astea ai fac parte ale tuturor. Asta vreau. Da. Ori asta, bine să spun, spune ceva despre o anumită dimensiune a uitării românești. O trăim și astăzi când întâlnim oameni care spun, haide-mă că era mai bine înainte. S-a uitat. Adică ei își aduc aminte că erau concedii plătite la Băile Felix. Dar nu își aduc aminte că nu găseai chibrituri. Sau că nu găseai hârtie igienică. Sau că nu știai dacă ai să vezi vreodată banane. Sau că programul de televiziune dura 2 ore și între aia o oră era propagandă. Dar uitarea asta a devenit constitutivă și recuperatoare. Stai, doamne, stai să nu o luăm așa ca proști înainte, să ne luăm după tot felul de modele. Avem aici un tezaur, chiar dacă discret. Încât există și față de război un fenomen al uitării care păstrează din el doar imagini eroice, sentimentale, lucruri de genul ăsta. Nu că ele n-ar exista într-un război ca în orice împrejurare de viață. Dar uitarea când predomină, războiul devine altceva. Pentru că ați deschis discuția în zona artei, domnule Pleșu, și vorbeați de idilism. Eu mă gândesc un pic și la cei 30, aproape 30 de plasticieni care au fost mobilizați, nu, de mareșalul Prezan la timpul primului război mondial ca să fie un fel de martori, ochi ai războiului, printre ei și nume mari, Camil Resu, câțiva sculptori, Oscar Han, Medrea, iar o altă mărturie, nu era mobilizat, fusese chiar prizonier, o avem de la Tonița, iar tablourile lui nu mai au nimic idilic, sunt aproape expresioniste și sunt teribile. Da. Da, erau tratați ca reporteri de război, eventual. Ai concurență în critica de artă? Nu. Da. În multe am concurență cu doamna Nagăzi. Nu, mi-amintesc perfect, a fost o expoziție la Muzeul Național de Artă Atelier de Război acum câțiva ani și m-a marcat. Acum vreau să profit de ocazie ca să spun ceea ce mai am vorbit între noi. Există și pagini despre război care au alt tip de
alcătuire decât cele cunoscute, tradiționale, și lumea le-a uitat, apropo de uitare. Mă gândesc la George Topârceanu. Mm. Pentru că George Topârceanu a fost mobilizat, era subofițer de artilerie și a făcut războiul din Bulgaria și a scris memorii de război după frontul bulgăresc, Pirin, Planina, Turtucaia și toate astea. Excelent. Excelentă literatură și necruțătoare, pentru că el povestește lucruri acolo care nu scot neapărat în evidență valoarea și nobilitatea armatei românești. Povestește orori făcute de soldații români în sate locale incendiate și e și o pagină, am mai povestit-o la Iași odată, ultima dată când am fost, în care povestește că a izbucnit o dată o epidemie de holeră și toți soldații erau speriați de ce îi poate aștepta. Pe vasul românesc erau soldați români și când unul a avut simptome care păreau să fie de holeră, l-au luat și l-au aruncat în apă. Adică simțul de apărare al românului l-am văzut și în zilele noastre acum. Cu... o reacție sănătoasă. Sănătoasă, exact. Topârceanu merită recitit pentru un tip de literatură de război diferit de ceea ce știm în general. Probabil că sunt cele mai frisonante amintiri de război din literatura noastră. Cu ocazia centenarului de la primul război mondial, volumul e și poate fi descărcat gratuit pe internet, puteți să-l citiți. Și pentru că pune în discuție un moment teribil al istoriei noastre, o frângere groaznică a armatei române de la Turtucaia, e un episod eludabil din istoria noastră și multă vreme nu s-a vrut reamintirea acestui moment de la Turtucaia. Erau mai importante victoriile de la Mărăști și Oituz, evident. Și nici măcar în timpul comunismului naționalist nu era bine să te întorci la Turtucaia pentru că nu mai cadra cu glorificarea trecutului național. Oricum, când Topârceanu s-a întors din prizonierat în 1918, la început, la intervenția lui Constantin Stere, el a publicat în foileton și apoi în volum, imediat câteva pagini, o variantă, să zicem, ușor autocenzurată, n-a pus scenele cele mai teribile. Momentul nu era potrivit, ca să zic așa. A revenit în 1920 și de-abia în 1936 a dat volumul complet, inclusiv cu episodul din prizonierat, Pirin, Planina, pentru că Topârceanu atrage atenția, într-un fel, înaintea Hannah Arendt sau în aceeași zonă, că războiul nu este făcut de forțe demonice ale naturii, de oameni malefici. Războiul e făcut de oamenii de bine, spune Topârceanu. Cu intenții nobile. L-am văzut pe Kaiserul Germaniei, nu părea un om rău, părea un om bine, scrie Topârceanu. Fiecare agresor găsește motivații nobile pentru atunci când pornește o agresiune. Și avem slavă Domnul, din păcate, exemple la îndemână. Și de aici intrăm într-o discuție complicată. Război just, război drept, război injust. Pentru că în zona filozofiei morale, da, se pune problema. Legitimității, responsabilității. Sigur. Da, există niște, fără îndoială, niște criterii care ne permit să discernem, să distingem între agresiunea nerușinată și apărarea eroică. Dar, repet, propaganda agresorului poate fi extrem de eficientă și să înșele pe cei mai
slab de înger sau cu minte mai puțină. Asta mi-aduce aminte de o vorbă a mereu prost dispusului Emil Cioran, care spune, istoria este istoria inumanității oamenilor. E marcată, ritmată de evenimente care dovedesc cât de inumană poate fi natura umană în anumite împrejurări și sunt gata să dau un exemplu actual, dacă îmi îngăduiți, fiindcă suntem toți în plin război, să-l țiu mai aproape. Nu, îmi pare rău și îmi pare rău că canapeaua e în așa fel pusă că nu stau cu fața către extrema dreaptă a sălii. Vă rog să mă scuzați că vă ofer. Ai văzut pe cineva acolo? Nu, dar nu văd destul de bine, dar eu nici nu-mi place profilul meu, nu mă satisface. Așa. Dar noi nu avem probleme astea. M-am depășit. Am găsit texte legate de... Bun, războiul Ucraina-Rusia, să ne înțelegem, și asta e o problemă de uitare. În lumea de azi sunt multe războaie. De care fiind departe de noi, nu ne afectează cum ne afectează ăsta. E războiul, sunt războaiele, conflictele din Iran, am avut Afganistanul, avem Coreea de Nord care amenință cu războiul, Coreea de Sud. Avem Africa, avem nenumărate asemenea tensiuni, am avut războiul din Vietnam. Dar aici apare și o problemă specifică. Și ca să vă ilustrez asta, am să vă citez ce spune un scriitor și jurnalist rus în anul 2014. Ca să vedeți de unde pot porni instinctele războinice. Iată ce spune acest text. Rusia a fost inundată de apeluri din întreaga lume. Întreaga lume cere rușilor și președintelui lor să facă ceva împotriva separatiștilor proruși. Comunitatea internațională, intelectualii, mass media ucrainiană ne cer să ne amintim de dragostea noastră pentru pace, să rezistăm răului, să readucem în memorie pe Lev Tolstoi și pe Mahatma Gandhi. Ni se cere pace, milă. Și din aceleași guri care ne cer asta, se aud amenințări și propuneri de sancțiuni. Veți muri de foame. Vă vom crucifica. Și ce se aude ca răspuns? O grea, copleșitoare tăcere rusească. Calmul de dinaintea furtunii. Tăcere. O sfântă tăcere rusească coboară asupra lumii ca răspuns la urlete, rugăminți, bannere cu lozinci războinice. Dar noi nu vom asculta rap, blues sau rock. În lume va răsuna mereu marea simfonie rusă. Primele note au străpuns deja imensa inima omenirii. Nici o putere de pe pământ nu se poate opune acestui atac al tăcerii noastre. Ca un urs puternic, ea sufocă globul într-o îmbrățișare de fier. Sufletul rus a decretat că Dumnezeu este în acord cu el. Și dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Asta cu ursul îmi justifică o metaforă pe care o folosesc mereu acum apropo de raportul între Occident și politicienii ruși. E ca atunci când te atacă un urs sălbatic, un urs mistreț, și tu îi răspunzi în franțuzește. Așa mi se pare mie că e strategia diplomatică și politică a Occidentului. Bun. Acest text i-a plăcut foarte mult și aici vine surpriza și melancolia supremă lui Nikita Mihalkov. Îl știți, e marele regizor rus, admirat peste tot în lume, dar susținător al lui Putin. Și care a citit acest text la televiziunea rusă, interpretând-o pe un ton solemn, oracular, și care nu se poate să nu te înspăimânte. Pentru că
sfârșește până a spune tăcerea asta, cum spune și cel Nosikov, e tăcerea lui Dumnezeu însuși, Dumnezeu este rus. E, cu astfel de discursuri și-au legitimat dreptul la crimă toți dictatorii lumii. Și lumea arabă, fiindcă n-am pomenit și de războiul Israel, lumea arabă, palestinian și așa mai departe. Aici avem de-a face cu o mentalitate autohtonistă care nu lipsește și din alte țări. Gândiți-vă în mic și ce se întâmplă la noi. Cu retorica dacică, cu ortodoxismul victorios, plin de profeți apocaliptici, cu miracole, protocoale, suntem buricul lumii. Problema patriotismului e o problemă complicată, fiindcă normal e să fii patriot. Numai să nu înțelegi patriotism, faptul de a aparține unei etnii ca pe un merit. Nu poți să ai un merit din faptul că ești născut în Bacău. Poți. Eu sunt după bunicul meu dinspre tată, din Moldova. Nu pot spune că e meritul meu. S-a întâmplat, n-am ales eu locul unde m-am născut, pentru că meritul e ceva care se dă fie în urma unei alegeri, fie în urma unei prestații meritorii, pentru care ești salutat. Ori nu e cazul. Ești român? Foarte bine. Ai fost amplasat providențial aici, destinal, ceea ce patriotismul înseamnă să nu-ți faci de râs acest amplasament. Și să fii solidar cu acest amplasament. Dar nu să spui, dacă nu eram noi dacii, nu știau latinește romanii. Cum se spune frecvent. Da, ea nu vă zic. Da. Da. Sau, cum am auzit pe un mare dacolog transilvan, nu mai dau numele, a fost și primar pe la Cluj, care spune tot felul de lucruri formidabile, de pildă că scrisorile Sfântului Pavel către galateni, de fapt, sunt către gălățeni. și că nu întâmplător muntele carpatic cu titlul Fiul Omului se numește așa, nu întâmplător, cum îi se spunea și lui Iisus, Fiul Omului. De ce? Pentru că s-a născut în zonă. Ori aici nu-mi vine decât să spun ce spunea Bietul Petrache Țuțea, care era un mare patriot și un mare ortodox. Spunea, dragă, acum totuși să ne înțelegem, Iisus nu s-a născut la Focșani. Deci tipul ăsta de mentalitate e foarte riscant în orice lume și poți contribui cu asemenea mentalitate la un dezastru. Și dacă mai îngăduiți încă 5 minute, vreau, fiindcă am pomenit de lumea rusă, să vă mai dau câteva citate pe care le-am găsit în diverse alte cărți, mai ales în scrisorile din Rusia ale marchizului d'Augustin. Suntem în 1839. Și acest francez care călătorea acolo spune lucruri despre ce a trăit. A minți aici înseamnă a ocroti societatea. A spune adevărul înseamnă a zdruncina statul. Alta. Imperiul rus are disciplină de lagăr, nu de sistem statal. E o stare de asediu redusă la rangul de stare normală a societății. Alta. 1839. Clerul ortodox rus a fost și va fi întotdeauna un fel de miliție. Doar în uniforma sa diferită de trupele seculare ale împăratului. Preoții subordonați împăratului și episcopii săi constituie un regiment special. Altul. În Rusia singurul zgomot permis sunt strigătele de admirație. Altul. În Rusia conversația înseamnă conspirație, gândul este răzvrătire. Vedeți, deci, sau Rusia vede în Europa, 1839, o pradă ce va fi cedată mai devreme sau mai târziu prin vrajba dintre noi. E ceva în acel spațiu
teza Marii Sfintei Rusii, care pentru adevărații ruși, care sunt nenumărați, constituie o problemă de mentalitate și de filozofie națională. Sunt voci ale unor mari ruși care spun asta în mod apăsat. Și ca să închei în apoteoză, dați-mi voie să vă dau un citat pe care nimeni nu-l așteaptă de la mine. Un citat din Karl Marx. Datat 1857. Nu l-am găsit eu, că n-am avut răbdare să citesc tot. L-am găsit în Alain Besançon, Sfânta Rusie, o carte pe care vă recomand. A apărut și în românește în 2013, la Humanitas. Iată ce spune Marx în acel an, în 1857. Influența, și vedeți cât de actual e, influența covârșitoare a Rusiei a luat prin surprindere Europa în diverse epoci și a speriat popoarele din Occident, care au acceptat-o ca pe o fatalitate și n-au reacționat decât sporadic. Dar vedem că alături de fascinația pe care o exercită, renaște mereu un scepticism ce o însoțește ca o umbră, amestecând nota ușuratică și ironică cu strigătele popoarelor aflate în suferință, bătându-și joc de însăși măreția puterii sale, ca de un actor prost care vrea să-ți ia ochii și să te înșele. Alte imperii au stârnit în copilăria lor îndoiele asemănătoare. Rusia însă a devenit un colos fără să le fi risipit. Ea oferă exemplu unic al unui imens imperiu care chiar și după realizări de anvergură mondială continuă să fie socotit o problemă legată de credință mai degrabă decât de fapte. Nu vreau să fac aici un discurs antirusesc, pentru că eu sunt un mare admirator al culturii rusești, care a dat omenirii repere formidabile și nu numai în perioada clasică. Rusia a participat fabulos, în ciuda acestui context, la avangarda europeană, la avangarda cinematografiei europene, a picturii europene. E un popor extraordinar care trăiește însă într-o nebuloasă în care ideea națională funcționează toxic, dacă nu e bine strunită, și asta trebuie să fie un avertisment pentru toți. Trebuie să ne iubim țara, să fim patrioți, dar să nu credem că suntem buricul cu pământului. Fiindcă asta e o formă, de fapt, de a nu lua în serios demnitatea naturii proprie. Mi-aduc aminte că am avut o discuție în contradictoriu cu Petre Țuțea pe tema asta, care mereu îi înjura pe ruși. Și am spus, domnul Țuțea, dar totuși avem Dostoevski, avem Tolstoi, avem Tchaikovski, e un mare popor. Zice, Dostoevski? Am documente, era neamț. E, sigur, se poate merge chiar până acolo, dar Dostoevski era rus și e un mare rus. Domnule Calinescu. Așa are succese cu citate din Marx. Stimulat de citatul respectiv, care îl știam și eu, totuși, aș vrea să... Deci Marx spune acolo un lucru foarte interesant, foarte important, că țările europene au capitulat în fața unei Rusii agresive. Și acum, făcând racordul cu situația prezentă, cu actualitatea, aș vrea să spun că Putin, mă rog, știți și dumneavoastră foarte bine lucrul ăsta, dar aș vrea să-l subliniez, Putin are mulți simpatizanți în Occident. Am încercat să găsesc explicațiile fenomenului. Și am găsit trei aspecte, trei motivații. În primul rând, Putin apare ca apărătorul creștinismului, atletul creștinătății. Mă rog, el, cum
bine știți, cumpără drone de la Iran, are un prieten fidel în islamistul fanatic Kadyrov, dar are reputația că e ortodox și apără credința strămoșească. Al doilea aspect e perceput ca o pavăză în fața globalismului. Globalismul, globalizarea, mă rog, e pentru unii e un ferment pozitiv, pentru alții e o speretoare. Iar ideea aici este că globalizarea e dominată de americani, iar în Occident, în mai multe țări, Franța, în primul rând, anti-americanismul e foarte prezent. În al treilea rând, e ideea că Putin și, mă rog, Rusia se opun, sunt ultima redută, de fapt, în fața asaltului noilor ideologii. Nu vreau să intru aici în detalii, că ne-ar duce prea departe discuția, dar sigur că aici tot e o păcăleală la mijloc, o înșelătorie, fiindcă n-are Rusia motive, argumente să dea lecții de morală și de toleranță, dar ați observat că în discursul lui Putin sublinează apăsat insistent decadența Occidentului. Sigur că decadența Occidentului e o temă foarte veche, folosită în propaganda sovietică, propaganda comunistă, e un leitmotiv foarte eficient, de altfel. Dar în ultima vreme, Putin bate monedă pe ideea decăderii moravurilor. Și aici e foarte complicat, fiindcă în această privință, Occidentul e împărțit, lumea occidentală e împărțită. E o parte care, mă rog, aprobă noile ideologii și așa și transformările structurale care se produc, e o parte mai rezistentă, mai conservatoare. Și Putin exploatează această tensiune din societatea occidentală. Deci nu e nevoie să corupă cu bani. Au făcut și asta cu Schröder și cu Fillon și etc., etc., să le dea posturi la Gazprom sau mai știu eu unde. E o intoxicare ideologică care are, din păcate, rezultate destul de evidente. A fost la început, s-a mai potolit tot. Cel puțin al contemporanilor, acolo lucrurile sunt mai clare. Mă întrebam dacă... Microfonul mai sus. Mă aud acum? Nu. Eu și ți-l dau pe dacă aveți altă soluție. Dau eu. Mulțumesc. Împărțiți dumneavoastră celălalt microfon. Bun, rămăsesem la Dostoievski. Dacă
un clasic ca Dostoevski poate fi pus la zid, pentru că politica lui Putin e asociată cu un curent slavofil de gândire adânc înrădăcinat în Rusia, care duce direct la Dostoevski. Puneți întrebări grele, mai bine nu vă dădeam microfonul. Eu mă așteptam, pentru că o știu de mai multă vreme pe doamna Năgăț, cu care am făcut câteva emisiuni de televiziune, și știu că nu e de glumit. Așa că totul e posibil. Acum, ideea să-i persecutăm pe artiștii și oamenii de cultură ruși din cauza lui Putin, sau să spunem că Dostoevski e vinovat, este... Dostoevski a avut o... În amintiri din subteran are o propoziție decisivă, care îi privește și pe ei și pe noi toți. Aceasta sună așa... Omul e prost. Uluitor de prost. Asta spune el. Da. Însă, aș vrea să adaug, apropo de Occident și Rusia și globalizare și stânga în general, eu socotez și o spun, dacă aș avea energie și timp, aș scrie o carte despre asta, nu se vorbește suficient despre... cum să spun eu, participarea vestului, complicitatea lumii occidentale la succesul comunismului înrăsărit. E inadmis. Dacă vă amintiți cum se plimba Ceaușescu în caleașca regală la Londra, cum se ducea el în vizită în America și Jimmy Carter îi ținea un discurs omagial ca de intrare în Academie. Dacă vă aduceți aminte cum vorbea Angela Merkel cu Putin, să simțea un amor între ei, ea vorbea rusește, că știa, și el vorbea nemțește. Un cuplu. În general, Occidentul a avut... Gândiți-vă la scriitorimea occidentală. Bernard Shaw, marele scriitor englez, plin de umor, a scris articole omagiale despre, mai ales despre două personalități, Mussolini și Stalin. Jean-Paul Sartre, într-un interviu din 1972, spunea: anticomuniștii nu trebuie arestați, pentru că din pușcărie se mai poate ieși, trebuie împușcați. Jean-Paul Sartre, în 1956, o călătorie în Rusia, în URSS, au declarat la întoarcere: nu există nicăieri o libertate de exprimare mai mare ca în Uniunea Sovietică. N-are dreptate Dostoevski? Dar oamenii ăștia de tip Sartre, de tip Paul Éluard, de tip Aragon și Éluard au versuri în onoarea KGB-ului. Și au încă piețe în Paris și străzi. La noi Mircea Vulcănescu e mereu pus în discuție că nu trebuie să aibă un bulevard sau o școală numele lui Mircea Vulcănescu. Dar Éluard și Aragon sunt, sau Sartre, sunt de neatins. E bine, această complicitate care se vede... La un moment dat, doamna Năgăț, referindu-se, iartă-mă că anticipez sau anticipați o întrebare a ta, m-a întrebat, ați fost diplomat, ați avut experiența războiului din Kosovo, cum vedeți chestia cu războiul? Da, mă gândisem la întrebarea asta. Pentru mine a fost un șoc experiența asta, pentru că, bun, noi aderam la războiul din Kosovo, ca să zic așa, colateral, pentru că noi eram angajați în nevoia de a intra în NATO. Și fără această adeziune la acțiunea NATO din Kosovo, aveam o candidatură mai puțin radicală. Dar trebuie să vă spun că a fost pentru mine o experiență unică, fiindcă am avut ocazia să percep direct în poziția pe care o aveam ce vă spuneam despre Occident și despre, nu numai despre complicitate,
ci și despre ignoranță. Doamne, ca să vă dau două exemple, acum pot să fiu incorrect politic, dar nu durează mult. Depinde. Suntem la limită, nu? La limită. Cu timpul. Nu, nu, no. Cu incorrectitudinea, glumesc. La un moment dat, în timpul războiului, se punea problema ca avioanele rusești să treacă peste România, să ajungă și ele pe frontul din Kosovo. Și ministrul armatii din Rusia cerea mereu aprobarea Ministerului de Externe Român să treacă peste teritoriul țării. Pe de altă parte, ministrul de externe rus să înțelesese cu Madame Albright, ministreasa de externe America, să nu treacă cu avioane. Iar când m-a sunat ambasadorul rus din București să-mi spună ministrul meu cere să treceți, i-am spus, eu știu că el s-a înțeles cu Madame Albright să nu treceți. Și el atunci, să spui asta un ambasador rus, mi s-a părut formidabil. A spus, nu mai înțeleg nimic. Pe urmă, știți că la Milosevic veneau mereu trimiși ca să dezdiscute cu el, să se înțeleagă. La un moment, eu eram în bune relații întâmplător cu un fost ministru de externe al Norvegiei, Knut Follebekk, care pe urmă devenise șeful OSCE, marea organizație cu care ne luptăm noi astăzi. E bine, Knut Follebekk s-a dus să vorbească cu Milosevic în numele OSCE-ului. Și mi-a dat un telefon de la Belgrad și mi-a spus, pot să mă opresc puțin la București, că am trăit ceva ce n-am mai trăit niciodată. Și poate mi explici. Și a venit și mi-a spus, niciodată n-am vorbit cu un șef de stat în termeni ăștia. I-am spus, domnule președinte, ce caută armata sârbă în Kosovo? Răspuns, vă uitați cam mult la CNN. Nu există armată sârbă în Kosovo. Deci eu vin din Kosovo, am văzut-o cu ochii mei, a zis Knut. Și Milosevic a spus, aia am trimis-o acolo să vă protejeze. Dom'le, tipul ăsta de abilitate diplomatică e dispărut de mult în vest. Și pe urmă i-a spus, dar am văzut și sate care erau în flăcări în Kosovo. Și Milosevic mi-a spus, asta e o poveste complexă. La noi sunt niște unele tradiții, din când în când trebuie să iei, să faci un incendiu. Și am venit, mă spune, ce e asta? Și zic, dom'le, asta e. Așa arată și eu văd cum iar Madame Albright, care era născută în Cehoslovacia, în Boemia, când i-am spus, doamnă, n-ar fi bine să bombardați Belgradul de Paște. Că Paștele are un simbolism în răsăritul european, în lumea ortodoxă. Și românii o să fie contrariați de un asemenea lucru. Și Madame Albright, cehoaică, știți că tata lui a fost ambasador la Belgrad când era ambasador la Belgrad Tudor Vianu. Și Ion Vianu s-a jucat cu ea în curtea ambasadei când erau copii. Ei bine, Madeleine Albright îmi spune, nu o să o ierte că am văzut că a murit acum un an, îmi spune, păi stai puțin, câți catolici aveți voi în România? Zic, vreo 5-6%, dar de ce întrebați? Păi atunci nu e nicio problemă. Și atunci am înțeles că ea credea că cine nu-i catolic e musulman. Și atunci l-am sunat pe Javier Solana, care era șeful NATO-lui în momentul ăla și care era profesor universitar, un domn fin, cultivat. Și i-am spus, dom'le, uite, nu găsesc că e bună ideea bombardării în ziua de Paști a unei țări ortodoxe. Și zice, da, nu, ai dreptate. Între ce ore e Paștele la voi? Dom'le, în condițiile astea eu mă întreb, ce fac serviciile secrete din Statele Unite, ce învățătură au oamenii ăștia și mai ales stilistica asta. Am spus-o într-un text la un moment dat, diplomații care m-au impresionat cel mai mult când eram la externe au fost rușii. Și știți de ce? Fiindcă toți diplomații occidentali au reguli. Știu că unele lucruri se spun, unele nu se spun, altele se spun cu atenție, cu așa. Rușii n-au reguli, au doar scopuri. Și pentru ei regulile nu sunt decât
ceea ce trebuie fentat ca să ajungi la scop. Iar puterea lor de a își declara scopul cu fermitate, cum se vede și azi, este impresionantă. Adică nu par să aibă dubii în legătură cu ținta la care vor să ajungă. Și închei cu ceva care aici o să vă intereseze, că e Moldova și suntem mai aproape. Știți că e o problemă cu tezaurul nostru din Rusia. Că nu ne-l dau înapoi. Și orice ministru de externe român n-are cum să evite când se vede cu omologul lui rus tema asta. Și în această împrejurare, bun, între noi fie vorba, ideea că Guvernul României și Legalitatea României a dat tezaurul țării în primul război mondial Moscovei, mi se pare halucinantă. Dar, mă rog, asta e altă temă. Bun, eu urma să mă întâlnesc cu omologul meu, Primakov. Trebuie să vă spun că Primakov era un arabist de prima clasă și un șmecher extraordinar. Înainte să... Cum am ajuns la externe, a venit în audiență Odorong Trong Silviu Brucan la mine, pe care eu cu el n-aveam o relație specială. Și a spus, am venit să te previn. Amână oricât poți întâlnirea cu Primakov, pentru că e uns cu toate un sol. Trebuie să te antrenezi. Și pe urmă, cu râsul cunoscut, dacă vi-l mai amintiți, al lui Brucan, mi-a spus, unde pui că îl cheamă și Finkelstein. Bun. Fapt e că eu n-am putut evita să mă văd cu el, că am fost de la o întâlnire la Strasbourg a tuturor miniștrilor și m-am văzut cu Primakov. Și am pus, noi eram atunci, vreau să intrăm în NATO, i-am spus, contăm pe înțelegerea și sprijinul noastră, mi-am spus, dacă începeți cu NATO, oprim discuția aici. Și am spus, stați, eu am crezut că nu sunteți ministru de externe al Uniunii Sovietice, am crezut că sunteți al Federației Ruse. Mm. Dar dacă nu s-a schimbat nimic, ok, ne oprim. Trecem la tezaur. Și zice, când s-a întâmplat asta cu tezaur? Adică el nu știa. Zic, în 1916, domnul ministru. Între timp a avut loc așa, primul război mondial, al doilea război mondial, marea revoluție socialistă din octombrie, căderea zidului Berlinului. Noastră vreți să știu eu ce s-a întâmplat în 1916? Și până după o pauză zice, vă pot spune între noi, părerea mea personală. Între noi însemna cu 20 de funcționari ai Ministerului de Externe în jurul lui. Eu cred că din acel tezaur a fost finanțată mișcarea socialistă internațională între cele două războaie. Eu cred sincer că asta s-a întâmplat. Dar nimeni nu asumă public această chestie. Bun, iertați-mă, am vorbit cam mult. Da, poveștile din lumea diplomatică. De fapt, mărturia dumneavoastră, domnule Pleșu, întărește tabloul acela pe care le evocam la început din romanele de război al clasei politice arogante, șmechere, incompetente. Nu s-a schimbat nimic. Nu prea. Despre cine vorbește? Incompetentă? Despre mine, că eu eram. Păi doar asta, că nu. Și, în sfârșit, sărim peste acest moment delicat. Da. Da. Care e întrebarea? Întrebarea era doar un comentariu. Voiam să trecem un pic, pentru că ajunsesem în zona sufletului rus și a ideologiei lui Putin, să mai rămânem un pic la Dostoievski și voiam să evocăm un personaj din Frații Karamazov, Smerdiakov, epitoma răului. Un personaj interesant care poate că ar fi reprezentativ și pentru cei care îl urmează pe Putin. Acest Smerdiakov e un tip rămas în obscuritate intelectuală. El are niște frânturi de idei pe care le preia dar și cu care ajunge la omor. Mimetism. Un mimetism neînțeles în niciun fel de aspect. Da. Ajungem și la Ajungem la actul, la crima
gratuit. La cum se, cum se face crima în mod obstinat, cu metodă, dincolo de liderul care imprimă direcția? Sigur. Fanatici se găsesc, nu e o problemă. Deci e suficient. Smerdiakov nici măcar nu era fanatic, era un tip care aduna de colo, colo, de la Ivan. Nu. Da, da, da. Nu, nu, am generalizat. Dacă Dumnezeu nu există, totul e permis. Exact. Ia să vedem ce se poate întâmpla dacă aplicăm asta. Orice, în cazul ăsta. Da. 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 Sperăm să fie un caz, să nu fie o specie. Meres Smerdiakov, să nu fie chiar o... Dar întotdeauna apar asemenea personaje și restul populației trage consecințele. Dar nu-i de vină autorul personajului. E de vină modelul personajului care există. Da. Ce să mai spunem ca să nu zdrobim altul? Nu știu. Să vorbim un pic... Întrebați ceva mai, mai pe înțelesul nostru. Să vorbim un pic despre ceea ce în, în, în etica războiului se numește teoria războiului drept. Mai nou, filozofii momentului, l-aș aminti pe americanul Jeff McMahon, pune accent pe responsabilitatea masei, responsabilitatea cetățenilor, responsabilitatea soldaților, de pildă, care să decidă singuri, singuri, să se asigure că războiul în care luptă e unul care poate justifica uciderile pe care e posibil să le săvârșească. Știm, povestea e veche, mi s-a dat un ordin, nu răspund. Cum răspundem? Cine a făcut armata știe că ordinele se execută, nu se discută. Eu am făcut la Bacău. I se spunea Bahau pe vremea aia și confirm. Dar ideea să faci răspunzător soldatul de ordin... Sigur, el poate deveni dezertor, el poate deveni un răsculat, există cazuri. Ceea ce se întâmplă și acum, înțeleg că sunt soldați ruși care acolo vor care să fie luați, da. Nu, care vor să fie luați imediat prizonieri de ucraine, da. În afară de cei care au preferă fugit. Preferă să fie arestați decât să ajungă pe front. Să omoare ei înșiși, da. Da. Da, există aici, sigur. Acum aș vrea să adaug ceva temei acesteia, doar ca perspectivă. Tema războiului nu e legată doar de politică și de războiul militar. Mi-am adus aminte bruzile trecute de clasica poezia lui Coșbuc, o luptă e viața, deci te luptă de dragoste cu ea, de dor, cu dor. Noi uităm că ar fi interesant să faci să existe o dezbatere și despre războiul între generații, războiul conjugal. Trăim tot timpul sub diferite forme ostilistica conflictului, care ne formează, ne deformează, dar care este până la urmă una din părțile esențiale ale existenței. Suntem o specie tensionată, o specie în care raportarea la celălalt nu e întotdeauna rezumabilă la un surâs. Prin urmare, tema războiului e universală, complicată și implică și alte dimensiuni decât cea politică și militară. Da, sigur că ne trebuie un ciclu de conferințe și de interviuri. Păi atunci exaltați. Mi-a venit în... Mai aproape microfon. Mi-a venit în minte numele lui Marinetti. Marinetti a fost teoreticianul și fondatorul primului mare curent de avantgardă din secolul 20, futurismul, care a servit drept model, mă rog, pentru curentele de avantgardă ulterioare,
Și în manifestul respectiv, printre multe alte năzbâtii, Marinete spune că războiul este unica igienă a lumii. Unica igienă a lumii. Și mă rog, altele, că trebuie dărâmate muzeele, care sunt niște cimitire, de fapt, muzeele, școlile, universitățile, etc. Deci în sfârșit, e și acolo, a avut idei premonitorii. A face ca și în internațional, nu? A face tabula rasa din trecut. Iată că un războiul ca, da, ca igienă, ca mijloc de a ca omenirea să supraviețuiască. Asta era în capul lui. După cum aud că mari personalități ale din mass media din România, am citit și eu, tot omul, vor să salveze planeta nefăcând copii, ca să nu înmulțească numărul de oameni. Da, e și asta un fel de a refuza istoria. Domnul Pleșu vorbea mai devreme despre o tensiune inerentă a naturii umane. Eu m-aș referi acum la Thomas Hobbes, care vorbea despre condiția umană ca fiind condiția naturală a omului, pentru care războiul înseamnă războiul tuturor împotriva tuturor. Cu alte cuvinte, războiul face parte din natura umană? Și el mai avea un citat celebru, când oamenii devin lupi pentru oameni, iar teoria lui era că statul, de fapt, trebuie să e un construct care să garanteze securitatea oamenilor, neuciderea lor sistematică. Da, cum spuneam și înainte, există o componentă de tensiune, de conflict în viața fiecărui om, în toate zonele prin care el trece, și ele trebuie asumate ca atare. Și eu cred că unul din instrumentele cele mai utile în traversarea acestui labirint întunecos este umorul. Trebuie să vorbim mai mult despre umor ca despre soluție. Și asta poate merge chiar în zone unde ai zice că umorul n-are ce căuta. Eu, când am fost la Tescani, ca să evoc Moldova din nou, invitat să stau acolo separat de familie și să fac fișe bibliotecii lui George Enescu din casa de acolo, aveam un director de un haz nebun, domnul Alexandru Popovici, pe care vreau să-l invoc cu tot amorul meu, și care mă făcea în acea stare, care nu era neapărat agreabilă, să mă simt bine dispus. Și vă dau două, trei exemple. Ultimul e legat chiar de problema războiului și a literaturii de război. Îi spuneam uneori, de pildă, Sandule, tu semeni puțin cu Balzac. Avea o figură și îmi spunea, mă simt onore. Și formă mă întreba odată, ce cum o chema pe bibliotecara de la Păltiniș, de care e vorba în jurnalul de la Păltiniș? Nu mai țin minte cum o chema. Zic, Norica. Și Sandu zice, ca pe eroina lui Ibsenel. Dar vorbind de război, să ne amintim de marea literatură de război din Eminescu, de Scrisoarea treia, cu luptele între turci și împărații creștini, și pe care Sandu Popovici o reformula într-un fel. Știți versurile celebre, tu ești Mircea, da împărate, am venit să mi te închin și așa mai departe. Și Sandu spunea, se putea scrie și altfel. Tu ești Mircea? Nu. Mă scuzați.
Deci, cu puțin umor se poate citi chiar și scrisoarea a treia. Asta la nivel personal, la nivel minor, să zicem așa, domnule Pleșu. Eu mă întrebam cum ne putem organiza în așa fel, noi ca umanitate, în așa fel ca războaiele și instinctul ăsta să nu se mai manifeste. Scumpă, sau trebuie, tocmai e o energie care trebuie să iasă. Dacă aș ști cum ne putem organiza ca să nu mai fie războaie, aș lua mâine premiul Nobel pentru pace și aș putea să socotesc că mi-am încheiat misiunea. Nu știu. Da, trebuie. Dar trebuie să nu avem idealisme de tip teoretic. Și cu Thomas Hobbes, acum chestia omul e lup pentru om, bun, pare așa. O idee care a fost reluată de multe ori. Tocmai. Eu mi-aduc aminte, ca să vă spun și un mic detaliu autobiografic, Constantin Noica, care a fost întâlnirea norocoasă a vieții mele, bombănea tot timpul filozofia engleză. Îi se părea că empirismul englez este unul din marile eșecuri ale gândirii europene și spunea, știu că să se pare exagerat, dar empirismul englez e o filozofie de om prost. Nu crede decât ce poate să pipăie. Asta e ideea empirismului. Bun, nu e cazul în acestei vorbe a lui Hobbes și nu vreau să denigrez un spațiu cultural pe care îl apreciez altfel, dar nu trebuie luat în serios fiecare derapaj aforistic al unor gânditori. Mai spun și ei prostii, vorba lui Dostoevski. Da, nu, am... Cred că ar trebui să fim mai luciți, mai circumspecți și să acceptăm că literatura, mă rog, cultura, arta, sigur că ne-au modelat, ne-au fasonat de-a lungul anului, de-a lungul secolului, dar asta nu înseamnă că ne-au făcut, vorbesc tot generic, mai buni, mai pașnici. Cei care fac, care provoacă agresiuni, conflicte, nu sunt cititori de Shakespeare. Sau dacă sunt, rețin de acolo ce le convine. E o iluzie să credem, dar bun, în același timp, evident că avem un bagaj cultural care ne-a format și care, cel puțin la un anumit nivel al societății, joacă un rol. Și lupta pentru pace. Lupta pentru pace a fost un slogan al comunismului, URSS. Ei luptau pentru pace și împărțeau, Stalin lupta pentru pace și împărțea cu Hitler Polonia și ataca Finlanda. După război, luptau pentru pace și făceau bomba atomică și își întindeau tentacule peste tot, în Asia, în Africa, așa mai departe. Asta era lupta pentru pace, o mișcare care a fost gras subvenționată de la Moscova cu tezaurul din România posibil. Și asta, și desene Porumbelului, Picasso și tot așa. Dar... Țin minte că orice cerere se încheia cu trăiască lupta pentru pace. Anii 50 făceai cerere, da. La se spunea, vom lupta pentru pace până nu mai rămâne piatră pe piatră. Făceai la responsabil de bloc, că vrei nu știu ce, și trăiască lupta pentru pace, da. Era într-o proză, nu mai știu a cui, Băieș,
o manifestare de 7 noiembrie sau, și coloana mergea, agitatorul striga: băi, tovarăși, ce vreți voi? Și aia trebuia să răspundă în cor: noi vrem pace, nu război. Și era, ieșea foarte, foarte bine. Și de fapt, lupta pentru pace se revendică astăzi și în alt fel, dacă ne uităm la reacțiile celor care nu vor să fie combatanți. Mă întrebam dacă pacea asta lungă, de care am avut parte până acum în Europa, fericire, 70 de ani, sau confortul și prosperitatea de astăzi, confortul tehnologiei, să zicem, au mai amorțit instinctul ăsta agresiv al omului. Doamne, am văzut că mulți ruși fug, bun, pentru că nu cred în, în războiul lui Putin, bun, sau pentru că nu vor să devină criminali. Și mi-amintesc și momentele când s-a pus la noi problema mobilizării, când foarte mulți și-au făcut pașapoarte, erau pregătiți să plece. Nu știu cum ar fi dacă ar trebui să ducem un război de apărare. Și dumneavoastră, la un moment dat, vorbeați despre patriotism. De fapt, cum mai arată patriotismul azi? Vreau doar să spun un singur lucru. Giraudoux are o piesă care se cheamă Războiul Troiei nu va avea loc. Asta e literatură. În realitate, Războiul Troiei a avut loc. Nu, să nu ne încredem totuși în totdeauna în ce spun scriitori. Să nu uităm că n-am vorbit despre asta destul. Războiul Troian, că una din primele mari cărți despre război e totuși Iliada, s-a născut dintr-o chestiune de ordinul iubirii. Paris a luat-o pe Elena de la Menelau și așa a început totul. Așa că se poate și asta. Și iese Iliada. E și o altă cheie de lectură. Motivul era derizoriu. Oamenii care au pornit la război erau niște ce? Niște lupi. Da. Și cum e astăzi cu apărătorii țării și cu... Noi am făcut armata, v-a spus mai înainte. De... Suntem ok, nu? Dacă țara ne vrea... Dacă ne cheamă, asta e. Eu am avut noroc la Bacău că am fost coleg de armată cu actorul... cum îl cheamă, Gheorghe Mihăiță, și cu încă 2-3 scriitori. Și mi-am aminte că el era celebru deja, jucase în filme, știau ofițerii. Pe mine când mă vedeau, spuneau: te-ai tuns cam lung. Când îl întâlneau pe el, spuneau: tot Mihăiță, ne tundem și noi un pic. El avea plete. Dar noi am fost puși câțiva scriitori să participăm la pregătirea spectacolului de sfârșitul primei lune a armatii. E un spectacol care se face așa. Și eu și cu... Era actorul Dan Condura. Dan Condura. Nu? Nu. Nu? Da. Nu. Hai că... uite, asta este. În fine. Fapt e că am lucrat... mai era și Dumitru Radu Popa, un scriitor pe care nu-l mai țineți minte, a plecat de mult în țară. Și după ce am făcut, am lucrat la scenariul acestui spectacol, colonelul ne-a dat voie, știți ce oboseală e în armată, să ne odihnim. Și eu m-am dus fericit și m-am culcat în dormitorul de 90 de paturi, gol la ora aia, era amiaza, și m-am trezit simțind că mă privesc mai mult cinci. Era plutonierul însoțit de Pluton, care m-a întrebat: ce faci aici? Dormi la ora asta? Și eu am spus: a ordonat toarșul colonel Panait să dorm. Și el a fost puțin perplex și după o scurtă pauză a zis: continuați. Asta ca să ilustrez că soldatul respectă ordine, n-are ce face. Asta e.
doamnă, nu suntem serioși, asta e. Întrebarea mea era dacă omul de astăzi mai e dispus să lupte, bine, să se angajeze într-un război. Trebuie întrebați astrologi. Omul modern, din confortul lui de acasă. Vom vedea. Acum că ați amintit de Iliada și noi vedem ce se întâmplă la granița noastră, totul devine mult mai crud, în culori mai vii. Dacă nu cumva, în virtutea acestor mărturii și acestor experiențe de astăzi, suntem tentați să citim altfel o anumită parte a literaturii și să vedem altfel mari figuri. Napoleon, glorificat ca un mare cuceritor, să devină un criminal de război, sau Iliada să fie citită ca o carte de invazii și Eneida una despre refugiați. Și Odiseea despre fidelitate și infidelitate conjugală. Nu? Nu. Nu, nu-ți convine tema. Da, nu-ți vai de mine, se poate. Dar e greu să discutăm despre o eventuală directivă care să-i orienteze lecturile și comportamentul oamenilor în mod global. Să vedem. Oricum, aceste povești care ne-au format, brusc, devin mai nuanțate. Mitologia antică și ulterior, în Evul Mediu, au cultivat eroismul. Nu? Deci era războinicul care luptă pentru o cauză dreaptă. Această eroizare, pe măsură ce ne apropiem de epoca modernă, începe să se efaseze până la a dispărea în bună parte, fiindcă, cum vorbeam mai înainte de primul război mondial, acolo se vorbește de masacru, de oror, de lucruri cumplite. Nu mai era nimic eroic să stai și să putrezești în tranșee și să mori din cauza gazelor. Dar odinioară, sigur că eroi și din Iliada, toți am citit, ne-am ambalat, am stat, ne-am... Am frământat cu Ahile, cu Hector, cu etc. Era o perspectivă care astăzi a dispărut, zic eu. Nu doar, dar unii o folosesc. Putin, ca să revenim la el, este un foarte abil manipulator și mereu amintește de războiul al doilea mondial, mare război, de apărarea patriei, exemplu mobilizator, nu? Și care îi legitimează existența și care legitimează, consideră el, și acțiunea lui pe care a întreprins-o în Ucraina. Aici e propagandă de acum, nu mai e adevăr faptic. Suntem dincolo de adevărul faptic. Cum arată eroismul astăzi, de fapt, dacă nu ne mai raportăm la acele figuri eroice ale mitologiei? N-am înțeles. Cum arată eroismul astăzi? Ce ar fi un erou astăzi? Am să reflectez. Știi tu? Nu, dar eu încerc să dau răspunsuri inteligente și mereu mă...
nu mai pot fi uite, serios. Uite, pot să încropești ceva. Eroismul necesar, optim în momentul de față, din punctul meu de vedere, este accesul la normalitate. Firescul. Cam. Și spre final, pentru că ne apropiem de partea de întrebări, bănuiesc că sunteți dornici să ne puneți întrebări invitațiilor noștri. Mă întrebam dacă literatura, arta, au un mesaj pacifist subînțeles, tocmai prin felul în care îi descriu sau investighează trauma și războiul sau durerea. Spunea cineva, pardon, m-am pierdut cu firea. Cum spunea cineva, oricine poate fi pacifist între două perioade de război, așa cum poți fi vegetarian între două specii copioase. Sigur, pe timp de pace îți dă mâna să fii pacifist. Literatura are cu siguranță, sau mă rog, poate avea un rol important, un rol pozitiv. Nu cred, adică am un anume, cum să vă spun, un anume scepticism, o anumită moderație în a crede că ideea că ne face mai buni. Bun, pe unii sigur că influențează pozitiv, dar pe criminal, pe ticăloși, da, nu îi atinge cu nimic. Ei rămân așa cum erau. Da. Eventual poate avea un rol negativ. Nu? Acum, pentru că există un cod QR care poate fi scanat, dar publicul văd că știe deja, am primit o grămadă de întrebări pe tabletă și nu sunt neapărat întrebări legate de tema noastră, dar cred că domnul Pleșu se va bucura, pentru că a fost astă seară foarte mobil, tematic vreau să zic. O să plătesc pentru asta. O întrebare din public... Sunteți absolut minunați, asta e, nu e întrebarea. Întrebarea urmează dumneavoastră. Așa? Care credeți că va fi sfârșitul războiului dintre Rusia și Ucraina? Și experiența diplomatică, își spune cuvântul. Experiența diplomatică nu e de tipul ghicitului în bobi. Deci unor ar fi bine să fie. Vă spun cinstit, nu știu cum se va termina și aș fi ipocrit să spun eu văd așa lucrurile, fiindcă realitatea mă poate contrazice în orice fel. Sper din toată inima să nu se termine cu o catastrofă. Dar n-am certitudini. Cer scuze. O altă întrebare. Care credeți că este forma cea mai periculoasă de prostie contemporană? Politically correctness. Câteva întrebări legate de rutina dumneavoastră de lectură. Pentru ambii invitați, cam câte cărți reușiți să citiți anual în cea ambianță? Ați numărat? Nu. N-am numărat și... În ultima vreme citesc mai puțin, recunosc. E o osteneală a vârstei și a... Mă rog, sunt alte probleme care te... Dar citesc. Când citesc, însă nu mai citesc, cum să spun, sistematic și pedagogic, ci citesc emoțional și când sunt provocat, stimulat. Reacționez la provocări. E greu de apreciat numărul de cărți. Întrebarea
Sigur, câte cărți? Eu știu unii care citesc câte 10 pe zi și mi-e frică da, de ei. Da. Oamenii vor să știe dacă aveți autori preferați și ce sfaturi le-ați dat tinerilor ca să citească mai mult? Să citească. Nu. Nu există o pedagogie, există o teorie a lecturii, bineînțeles, o poetică a lecturii, dar mă îndoiesc că există o pedagogie a lecturii. Nu poți să înveți pe cineva sau să-l detem, să-l înveți să citească. Asta e gustul pentru carte, pentru lectură, îl ai sau nu-l ai, n-ai, așa cum te naște blond sau așa, îl ai. Nu, sigur că în dirijat de către un profesor bun, părinț sau mediu familial, acea înclinație se eclozează și se dezvoltă frumos, ulterior. Dar lectura e o aventură pe cont propriu. Nu facem lectură colectivă. Asta se citea Scânteia la... Pot să vă spun că de câte ori mi se întâmplă frecvent să fiu întrebat de oameni tineri ce-mi recomandat să citesc, cu exact ce implică și întrebarea dumneavoastră sau a celui din sală. Și întotdeauna spun, nu îndrăznesc, nu am curajul să fac recomandări de lectură cuiva pe care nu-l cunosc. Pentru că risc să-i spun să citească ce nu-i convine, ce îl poate sminti sau îl poate pune pe un drum fals. Ca să recomanzi cărți cuiva, trebuie să ai intuiția celui căruia le recomanzi, să-l cunoști. Deci n-aș îndrăzni ca oricărui care vine și spuneți-mi ce 10 cărți să citesc, să îi le spun. Pentru că mie că îi fac un rău. Eu am primit indicații de lectură, noi că avea de acest obicei să facă recomandări de lectură, dar totuși după ce ne cunoștea, după ce ne mirosea, ca să zic așa, și ca să vă dau acest exemplu, mie după ce știa ce-i cu mine, mi-a recomandat 3 cărți. Eram foarte tânăr, aveam 19 sau 20 de ani, cred. Mi-a recomandat 3 cărți și când mi-aduc aminte, îmi dau seama ce intuiții fine avea. Mi-a recomandat să citesc, bun, asta era dominanta lui, mi-a spus trebuie să citești Spațiu Mioritic al lui Blaga. Asta era ce venea direct de la el. Dar la asta a adăugat ceva ce îi venea de la mine, nu de la el, adică a simțit că asta îmi trebuie mie, Le Génie du Christianisme al lui Chateaubriand. Și a treia carte, scrisorile, memoriile Anei Magdalena Bach despre soțul ei. Deci era aici și artă, și religie, și filozofie și a putut să-mi facă aceste recomandări după ce avea desenul relativ al profilului meu. Așa se poate. Altfel, poți să dai, citește Shakespeare. Nu greșești. Dar nici nu dai neapărat lovitura. Și riscă Shakespeare să piardă. O altă întrebare. Ne puteți oferi niște sfaturi pentru supraviețuirea într-un sistem corupt? Pentru ce? Sfaturi pentru supraviețuirea într-un sistem corupt. Mai vorbim. Ați simțit că vă asumați vreun risc acceptând această temă de discuție? Ori de câte ori sunt confruntat cu public și cu o obligație de a mă pronunța pe teme importante, am emoții și am chiar, nu o să credeți, lumea nu mă crede, crede că sunt destins, relaxat. Nu, am trac.
și sunt bucuros dacă simt că lucrurile funcționează onorabil și melancolic dacă simt că n-am fost în formă. Îmi cer scuze. Domnule Călinescu? Nu. Nu, n-aveți. Ce? Da, orice. Eu trag. Am foarte mare drag. Foarte mare. E interesant, fiindcă bun, am avut o activitate didactică ca profesor de ani mulți. Sigur că eram degajat la catedră, n-aveam emoții, niciun fel de emoții, dar acolo e altceva. Ești cumva în poziție de forță. Tu la catedră, sala, studenții acolo, în fața ta și care te ascultă, că n-au ce face altceva. Bun, încercam să nu fiu plicticos. Asta a fost pentru mine o preocupare permanentă și la catedră și în scris. Îi detest pe plicticoși. Dar altfel, în alte împrejurări, sigur că am tracă. Aici, în sala asta, cu luminele, cu el alături, nu mai spun. Considerați că un război poate avea beneficii? Poate forma o lume ideală? Nu cred într-o lume ideală, pe nicio metodă. Lumea este bogată, nu e ideală, în general, și ați face iluzii legate de o omogenitate a sublimului, e o formă de candoare. Da, războiul poate avea efecte bune, poate avea efecte rele. Îmi spun mereu că aceleași efecte s-ar putea poate obține și fără război, dar rezultă, istoria ne arată că nu prea se poate, dar nici nu pot face din război singurul motor al progresului uman. De ce credeți că n-a mai apărut niciun mare poet în România după marii clasici? Aș amenda întrebarea asta. Avem citici. Mari poeți. De exact. De la Mircea Cărtărescu, la Dan Sociu, da, mai, aveți să mai citim. Poet aici la Iași, Emil Brumaru, am trecut exact. Lângă casa lui adineaur. L-am cunoscut pe Nichita Stănescu foarte bine și a fost un mare poet, într-adevăr, și o figură specială. Și nu numai ei, mai sunt și alții și sunt și unii tineri. Prin urmare, nu cred că resursa asta e epuizată. Absolut deloc, din potrivă, aș zice. Uneori, da, aveți dreptate, uneori e un mic exces. Adică nu, dar avem mulți poeți tineri buni. Am o problemă cu poezia, mai ales, pentru că am observat că au apărut autori de poezie care cum le trece prin cap o năzbâtie, nu știu, pisica zboară printre șoareci. Bun. Și face o poezie pe tema asta. Și e interesantă. Eu nu mai am acces la asta. Eu simt că unii își exprimă o anumită incoerență lăuntrică prin metaforă. Adică ca să nu se spună că spui drăcii, le pui în versuri. Așa e senzația mea, poate, de cititor obosit. Cineva practic, sau în fine, care pune problema războiului în termeni pragmatici pentru noi, care sunt, dacă sunt, aș zice eu, efectele pozitive ale războiului pentru țara noastră? Ale războiului din vecinătate? Că deocamdată nu vedem decât, sau astea sunt efectele negative în toată lumea. Într-un moment, nu, evident că nu e nicio un aspect pozitiv. Nu văd ce ar putea fi.
Poate doar solidaritatea asta neașteptată. Da, da, bine, asta sigur, ucrainenii. A fost lăudabil, un fenomen remarcabil și sper, dar da. Da, și aș adăuga sentimentul că suntem totuși, de data asta, de partea bună. Da. Pentru da. Că noi am suferit foarte multă vreme și dorința de a ne integra în Uniunea Europeană, în NATO, n-a fost strict de ordin vanitos sau strategic. A fost și faptul că noi, după ce s-a încheiat comunismul, am trăit o vreme cu un sindrom de neapartenență. Nu știam unde suntem așezați. Nu eram nici în vest, nu eram nici în est și încet, încet ne-am conturat o anumită prezență definită și o apartenență rezonabilă la un anumit spațiu și la o anumită ierarhie de valori. Deci avantajul psihologic, să spunem, al acestui război e să avem sentimentul că suntem plasați în zona corectă. Și o să încheiem cu două întrebări. Una dintre ele, cum arată fericirea pentru dumneavoastră? Asta e întrebare? Păi despre asta vă spun peste vreo 10 ani. Încă n-am lămurit această problemă, vă spun cinstit. Refuzați? Nu pot nici eu răspunde la așa o întrebare. Bine, aș putea, dar nu aici. E prea personal. Și pentru că suntem la Iași, în frumoasa sală a Teatrului Național, sunt oameni din sală care vor să știe, domnule Pleșu, cum vă simțiți la Iași, dacă iubiți Iașul și din ce motive. Da, vă mulțumesc. Acum mi-a venit totuși rapid în gând ceva și legat de întrebarea anterioară și încep cu asta. Nu ești ardelean? Eu? Așa par? Păi dacă te flinzi cu întârziere. Se poate. Fapt este că cei mai nefericiți oameni pe care i-am cunoscut au fost oameni care aveau obsesia fericirii. Adică a trăi mereu obsedat că trebuie să fii fericit, trebuie să atingi fericirea. Fericirea e sensul oricărei existențe, este o variantă sigură de a fi mereu nefericit. Deci, și acum, legat de vizita mea aici, eu sunt îndrăgostit de Iași. Întâi pentru că, cum vă spuneam, eu sunt moldovean, după bunicul tatălui meu, revăd Iași întotdeauna cu emoții, iar acum, în mod special, nu îmi dau seama de ce, mi s-a părut că văd case nu numai frumoase în sine, dar multe case bine restaurate, ceea ce arată o bună preocupare pentru aspectul civil al orașului. Am vizitat un liceu Mitropolitul Varlaam, cred că îi spune, care m-a emoționat extraordinar, un liceu privat, am înțeles, dar totuși și clasele, și mobilierul, și profesorii, și elevii, mi s-au părut la oaltă un exemplu demn de urmat. Arăta foarte bine, fără să fie, cum să spun eu, ideologizat în vreun fel, dar era cordial, firesc și deschis, cu elevi remarcabili, cu întrebări foarte bune. Voi ține minte această vizită de aici încolo. Și în rest, sigur, orice loc din Iași îmi face plăcere. Am avut și am prieteni aici, iar unul dintre ei și cel mai spectaculos pentru mine e domnul profesor Sandu Călinescu, de care mi-e dor tot timpul. Aș vrea să am de-a face cu el mult mai des și, din păcate, n-apucăm decât să ne vedem rar, dar e un prieten vechi cu care am trecut și prin momente delicate, nu între noi, ci între noi și restul lumii. Și mă bucur de câte ori vin aici și cu argumentul că îl voi revedea pe Sandu.
frumoasă această declarație de prietenie. Domnule Călinescu, cum arată acasă-ul, acest acasă pentru dumneavoastră? Iașu? Da. Am avut și mărturisirea domnului Pleș. Ce să vă spun? Sunt ieșan din mamă în fiu, ca să zic așa. Am aici... Da, e un oraș în care mi-am trăit întreaga existență, pe care zic eu că îl cunosc destul de bine și, da, prieteni, am vechi, am prieteni și la București, cum bine ați aflat mai adineauri, și, da, și apropo de Emil, de Brumaru, care era foarte atașat și el de Iași, dar el, Emil, a ținut morțiș după ce a publicat primele cărți să fie membru la Asociației Scriitorilor de București. Era foarte mândru că e la Asociația de București și avea și el mulți prieteni la București. A fost o, sigur că pentru provinciali, era un punct de atracție, așa, un miraj, dar nu numai asta, fiindcă existau și există încă scriitori, personalități remarcabile în București, sigur, care îți face plăcere să te întâlnești. Acum, în Iași, mai puțin, mai am, din păcate, mulți au prietenii mei, colegi, au plecat din Iași, au plecat din țară chiar, sau alții chiar au plecat de tot, din nefericire. Dar rămânem pe poziții și îl aștept de nou. Vreau să mai adaug ceva, pardon, iar nu vreau. Că un alt ieșan de care am rămas legat și care știu că e sărbătorit și zilele astea la Iași, dar n-am putut să fiu prezent în toate părțile, este Ioan Petru Culianu. Aș avea multe de povestit despre el, am fost prieten în tinerețe, dar este și el unul din punctele de reper pentru mine ale Iașului. Și trecând în alt plan, vreau să vă spun că în această călătorie am avut plăcerea să fiu ajutat logistic de domnișoara Gabriela Vieru, din partea Filit, care e o prezență fermecătoare și eficientă și care îi mulțumesc și pe această cale. Și da, ce e evident în timpul Filitului, această vibrație a tinerilor extraordinară și ăsta e meritul Iașului, e meritul Filitului, publicul tânăr, publicul entuziast, chipurile tinerilor pline de curiozitate și de lumină. Asta vrem să vedem mai des și Iașul reușește să crească un asemenea public. Vă mulțumim pentru astă seară, Andrei Pleșu și Alexandru Călinescu.